Bună seara, dragii mei, și în această seară am intrat în direct. Despre ce este vorba în această seară? Un fenomen în România. Un fenomen în România l-am întâlnit unde? În Zorlănțul Mare, Caran Sebeș, sau aproape de Caran ăsta, cum mi spunea la Antena 1, era un personaj. Ei, am prin pelerinajul meu, am trecut prin Caran Sebeș și acolo la Caran Sebeș cu prietenii mei, m-am uitat pe internet și 2, 3, 4 prieteni de-ai mei mi-a spus, bă, uite, avem un dosar, stați un pic, cum facem mănăstire, ce? Pun dosarul, da. Dragii mei, nu există în România, sau nu s-a întâlnit în România, ca situația din această comună, acest sat, o comună micuță, cu 5744 de fantome, dintre care locuitori vreo 700, cred că vreo 700. Ce s-a întâmplat acolo? Când se votează, exact cum am făcut și în Aiud, am făcut un test, când se votează pentru primari, sunt mai periculoși decât cei care sunt senatori, guvernanți, parlamentari. De ce spun chestia aceasta? Pentru că la primar nu trebuie să deschizi bodegile decât 50 de metri. Dacă te-a prins, ți-a dat amendă. Dacă e la senator, parlamentar și ce mai sunt ei acolo, trebuie de la 500 de metri. Dragii mei, în această seară o să încerc să vă prezint un fenomen rar întâlnit cu poliție, cu armată, cu tot ce se întâmplă. Ia uite, deja ne și vedem, ne și auzim. Încercăm să dăm toate linkurile zorlănțenilor. Da, avem aici zorlănțenii. Deci, vreau să vă prezint fantomele din această comună și m-am dus pe acolo, am filmat, am văzut, am primit, am făcut, eu amestec cuvintele, da? Da. Aceste cuvinte ne dor. Deci, ce vedeți dumneavoastră aici, un teanc de hârtiuțe, au primit cam, cred că 90% dintre locuitorii acestei comune și cu câteva sate arondate. Au primit pe sub poartă, pe sub ușă, aruncate pisica, cățelul, le-au adus toți. Dragii mei, haideți să vă prezint și fostul primar, pentru că am stat o vorbă cu actualul primar, îi mulțumesc pe această cale pentru amabilitate, mă cunoștea și s-a purtat frumos cu mine și îi mulțumesc pentru că a dat dovadă de omenie și am căutat să găsesc și un domn care mie mi-a plăcut foarte mult de prima dată când l-am văzut, fostul primar. Mi-a spus că să-l caut, l-am căutat și l-am găsit. Deci în această seară vreau să vă prezint un om minunat. Eu știu de ce spun această chestie că un om minunat, pentru că ne leagă ceva. Avem cunoștințe comune prin faptele noastre. Bună seara, dragul meu prieten, te numesc prieten de aici încolo pe veci. Bună seara. Ai fost primar mulți ani. Da? Mulți, vreo 35 de ani și te-au tras, ce să zic, cetățenii la răspundere că nu le-ai făcut tot ceea ce trebuia acolo. Adică, câți ani ai fost primar? Un mandat, 4 ani. Patru ani. Adică a trecut așa de repede acest mandat, da? Acum se pare că da, la început părea că trece mai greu, dar acum da. Ți s-a părut greu mandatul? Nu mi s-a părut greu, pentru că m-am încămat la ceea ce mi-am propus să fac. Așa. Au fost și preuntări, au fost și pedici, dar au fost și satisfacții. Și satisfacțiile au fost mai mari atunci când din partea colegilor mei am întâlnit doar pedici și frâne. Și cu toate acestea, având și consiliul minoritar, eu spun că am reușit să fac ceva pentru comuna aceasta 40 de ani. În 4 ani, care a fost păstorită 20 de ani de un singur primar. Iar actualmente este fiul fostului primar. Este o dinastie la Zorlănț. O să discutăm despre asta. Dar ce te-a făcut să candidezi? Adică, de ce ai candidat totuși? Pentru că sunt zorlănțan, m-am născut în Zorlănț, am făcut școala generală în Zorlănț, apoi am plecat ca fiecare zonă, am făcut școlile de la Reșița, am muncit acolo, dar parcă tot ne trăgea ața la locul de Paștine. Mi-am cumpărat o casa mea aici, mi-am făcut un mic confort și faptul pentru care am candidat a fost că nu aveam un bec în fața casei.
și am solicitat primarului să pună și la mine pe că nu merge, iar în momentul când am fost primit acolo și am văzut cum se discută cu mine, am spus că o să pun eu singur becul atunci când o să fiu primar. Și de acolo a fost cânteia, așa că Thomas Edison m-a făcut să fiu primar. A, deci să înțeleg că a fost o ambiție, de fapt. Da, exact. O ambiție. Păi atunci, dacă tot a fost o ambiție, așa cum noi suntem toți cu ambiții, dragii mei, haideți să vedem, de fapt, cine este acest domn onorabil, un om extraordinar, repet, un om extraordinar. Eu am cunoscut multe persoane și chiar mă bucur că l-am cunoscut într-un oraș plăcut, frumos, și vreau să vă prezint, de fapt, în câteva minute, cine este acest domn care, pentru mine, eu l-am studiat, l-am văzut și dosarul aici, de fapt, ce ne poate prezenta, să lăsăm pe dânsul să ne spună într-un interviu. Prietenii noștri nu se lasă niciodată să filmoteze prin... Haideți să urmărim câteva secvențe. Martin Cornea, primarul comunei Zorlențu Mare. Bună ziua, domnule primar, și bine ați venit la noi în redacție. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cred că e pentru prima oară în formula asta, dar nu și ultima. Sperăm să fii de bun augur. Ați surprins pe toată lumea când ați reușit să ajungeți primar la Zorlențu Mare. Alții erau favorizați, dați de cărți. Cum a fost momentul? Cum ați găsit lucrurile în comună? A fost surprinsă multă lume, însă nu și eu. Să știți că din momentul în care am spus că voi candida la această funcție, am fost convins că voi câștiga. Și aceasta a fost linia până la final. Sigur, în jurul meu a venit foarte multă lume, au înțeles că trebuie să schimbăm ceva în localitate, le mulțumesc că au fost alături de mine și cu voia lui Dumnezeu am reușit. Ce am găsit acolo, am tot spus, de-a lungul timpului, nu-mi imaginam să fie așa, credeam că este altfel, nu am făcut administrație, probabil că și eu am înțeles greșit, dar încerc pe parcursul mandatului meu să îndreptăm lucrurile cât se poate și cât cred eu că este de necesar pentru localitatea noastră acolo. Sunt lucruri care eu le vedeam altfel, n-am înțeles că funcționează așa o administrație publică, eu am venit din mediul privat, credeam că lucrurile sunt așa ca și acolo, faci răspuns pentru ce faci, însă aici sunt mulți factori care concură la ceea ce ai de făcut și te dirigează într-o parte sau alta, neputând câteodată, chiar în momentul când vrei să faci bine, să nu poți să faci că ești îngrădit de legislația care se află în România la ora asta. Toată lumea se, tot primarul are în domeniul privat se plânde cadrul legislativ. Da, nu poți să dezvolți, nu poți decât în anumite condiții și atunci, sigur, o să ne adaptăm la această situație și să facem să nu depășim barierele legale pentru că, ați văzut, dăm cu subsemnatul peste tot și nu ne dorim asta. Cum era din punctul de vedere al banilor? Ați găsit ceva? Erau proiecte începute? V-ați apucat de proiecte? Uf, banii, toată lumea. Nu am găsit nimic. Am găsit minusuri, am început să vin, să bat pe la uși, să văd și eu ce să mănânc administrația asta, unde mă duceam, îmi spuneau domn primar, dar știți, aveți datorii la noi, aveți de plată. Mă tot minunam când vedeam că se adună banii în bugetul local, am întrebat și eu care sunt banii, ce avem, care sunt banii noștri, ce am primit, ce avem de cheltuit, ce avem de dat. Nimeni nu prea știe nimica. Asta mi se spunea la început. Nu avem, nu știm, proiect în derulare, proiecte, teme pentru proiecte viitoare. Nu avem nimic, nu știm nimica. Nu mi s-a dat nici măcar un număr de telefon a unui consultant, a unui proiectant, nimic. Ei, așa, la pas, am început să bat din ușă în ușă să văd și eu despre ce este vorba. Sigur, până la ora actuală, aș putea spune, am găsit un deficit acolo undeva de 5 miliarde pe care încet, încet am încercat să le acoperim, să plătim. Din păcate, cu acești bani se puteau face multe pentru localitatea noastră, însă, sigur, constructorii, furnizorii au trebuit plătiți, pentru că ei și-au achitat obligațiile, trebuie și noi să... Pe ei nu interesează că este primar X, Y, Z. El au livrat ceva sau au făcut ceva pentru primăria Zorlențu Mare, primăria trebuie să-și achite datorii. Pe de-o parte asta înseamnă că e și bine, adică totuși s-a făcut ceva. Categoric, ceva care nu se vede în localitate, ceva care oamenii care vor să înțeleagă, înțeleg că am ajuns să ne achităm din datorii. Însă, da, dar n-ai făcut zgârie nori.
Nu am făcut zgârieturi, nici n-au fost făcute până acum, însă trebuie să fie convinși de faptul că nu se vom mai duce bani la subsolul localității, bani negri, mă refer, fără să se știe ce și cum, tot ce se va plăti, s-a plătit și se plătește, este la vedere, este verificabil, fără niciun fel de artificiu. Nu mă interesează acest gen. Vreau să vă spun chiar acum, eliberăm un certificat de urbanism pentru Enel. Enelul ne înlocuiește rețeaua de distribuție în localitate și contoarele de pe case de la consumatori, iar 1% din investiție vine la primăria Zorenți Mare, adică 300 de milioane. Lucru care n-am auzit să se întâmple vreodată în orice altă investiție, dacă s-a făcut la Zorenți, să fie un procent care să intre în bugetul local. Sigur, m-am bucurat, sunt 300 de milioane, însă pe de altă parte am găsit că am o datorie de alte 500 de milioane, 480 ceva, care nu s-a știut de ele, acum constatăm că de fapt mai avem de plată. Să vedem cum reușim să acoperim din bugetul local, pentru că eu am primit de la Consiliul Local 1 miliard pentru dezvoltare. Contribuția mea, pentru că o să vorbim probabil, am un proiect semnat cu Ministerul Dezvoltării, contribuția mea la acel proiect este 3 miliarde jumătate, eu am 1 miliard. Mă gândeam cumva să fac un credit, să văd cum se mă acopăr partea mea de cofinanțare, iar din acel miliard se constat că de fapt trebuie să mai plătesc încă 480 de milioane unui consiliu. Deci, proiecte ați încercat totuși să faceți? Categoric. Am înțeles că din primele vizite la Consiliul Județean, vreau să spun că am avut deschidere peste tot, am găsit oameni care m-au primit cu brațele deschise, cum se spune, deși nu mă cunoșteau și mi-au spus clar, noi suntem aici să ajutăm. Noi nu suntem sperietoarea voastră, noi nu avem cu nimeni partipriuri, suntem aici pentru toată lumea. Și vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor din Consiliul Local, de începând de la președinte, la toată lumea, pentru că am fost învățat ce trebuie să fac. Am participat la primele ședințe ale firului, am înțeles că localitatea, fiind cu puțini locuitori, șanse pentru proiecte europene, sunt mici. Dacă n-am reușit să facem în trecut un ATI împreună cu Brebu, cu Fârliugu, să facem proiecte comune, ceilalți și-au făcut, eu acum am rămas izolat în mijloc, nu mai pot să fac. Pentru proiecte europene, foarte greu să prindem ceva fonduri în sensul ăsta și atunci am înțeles că șansa noastră este Ministerul Dezvoltării. Am început să mă interesez ce înseamnă asta. Am depus la Ministerul Dezvoltării proiect pentru canalizare și pentru asfaltare de drumuri comunale. Din păcate, canalizarea nu am prins-o. Am semnat, în schimb, modernizarea străzii comunale în Zorenți Mare și Zorenți Cior, un proiect de 80 de miliarde de lei. Eu zic că este un proiect foarte mare pentru comuna noastră. Din păcate, am spus, nu am prins canalizarea. Am depus încă o dată și canalizarea și încă un proiect pentru modernizarea celorlalte străzi. Mă așteptăm, am înțeles, în 2-3 luni de zile, 90% șanse să se finanțeze și cel de-al doilea proiect pentru străzi comunale. Asta însemna că toată localitatea, Zorenți Mare și Zorenți Cior, va fi asfaltată. De se fapt, asfaltările au și început, că eu am văzut ceva. A început pe drumul județean, s-a făcut de la Brebu la Zorenți, reparații, o parte din ele. Chiar ieri am fost din nou la direct. Dragii mei, haideți să vă prezint eu, de fapt, acum, pentru că dacă o ținem toată ziua, omul chiar a realizat. Ce rugăminte am la dumneata? Dă un pic, ai ceva tare acolo, dar se aude un delay. Ai ceva de tare acolo, înăuntru? Este opritor. Da, ceva, nu, așa, bun. Haideți să încercăm să ne și auzim cu invitatul meu. Bun, ce s-a întâmplat? Ai candidat, ai câștigat 4 ani de zile, după 4 ani de zile ai fost cotropit de către fantome, au venit fantomele prin comună, că mi se pare cam ciudat. Da, n-am mai respins pleieșii. Adică, eu așa ceva, eu n-am mai văzut, în viața mea nu am văzut, deci nu am văzut așa ceva, un fenomen. Dragii mei, numai președintele nu a lipsit. Acolo, toți, armată, atât mai trebuia să mai vină și armată. A venit jandarmii, au venit polițiști, a venit, toți. Dar nu știu de ce au venit, adică, nu știu de ce a venit. Pentru ce a venit, cum a venit, nu înțeleg de ce a venit. N-am înțeles de ce. De ce au venit atâția aici, acolo, când s-a votat? Ce s-a întâmplat?
Nu s-a întâmplat nimic, așa a fost organizat să fie, așa a fost planificat să fie. Noi suntem o localitate cu 680 de locuitori, eram în 2019 pe listele permanente, iar în 2020 la vot a fost 1220. Adică am dublat numărul. S-au fost foarte mulți votanți, cetățenii din localitate au luat atitudine de acest fapt, pentru că știau că același lucru s-a întâmplat și în 2016, și au făcut proteste în fața evidenței populației la Reșița, în fața poliției, în fața prefecturii, să se ia măsuri, să se atenționeze. Nimeni nu a făcut nimic. Mai mult, cei care au fost forțele de ordine, îi apărau oarecum pe acei votanți străini, cetățenii din sat, întrebau, cine ești dumneata, că nu te-am văzut niciodată aici, ce caut să votez în localitatea noastră? Ei aveau dreptul să intre, intrau în față, dacă la o localitate cu 700 de locuitori pe listă permanentă s-a stat 7 ore la rând să voteze, bătrânii noștri au stat la rând pentru că au venit foarte mulți cetățeni de etnie romă, din diaspora, din unde Dumnezeu a venit, nu a văzut nimeni, cu sutele. Am avut 500 de votanți, în jur de 500 de votanți peste lista permanentă. Iar ca să nu apară, și aici tot timpul o să vedem pe parcursul emisiunii cu ce se ocupă contra candidatul meu, ca să nu apară foarte multe persoane pe listele suplimentare au făcut solicitări de introducere în lista permanentă și au introdus și în lista permanentă vreo 140 de persoane. Iar alea 140 cu 350 pe listele suplimentare ne duc între 500 de votanți. Ceva de nedescris. Adică începem să numărăm așa, adică într-o casă stăteau cam 200 de aici, 50 de aici, 60 de aici. Un domn, îi mulțumim frumos pe această cale. Sunt mai multe persoane care au participat la demascarea acestei, nu știu, o fantomiade, ceva absurd. A făcut una, două, trei, vreo 20 de foi. Omul a muncit și a cheltuit. Probabil că s-a săturat de hoție. Dragii mei care sunteți din zona respectivă, aveți un număr de telefon, puteți să intrați în direct. Nu jurați, ci intrați în direct și vă spuneți ofurile. Haideți să urmărim, că am filmat acolo la primărie și eu am constatat că nu este în regulă tot ceea ce am văzut și ceea ce o să mai vedem. Noul primar se încurca în ceea ce îmi spunea, să și contrazicea și arăta că are un act de răzbunare împotriva dumitale. De ce crezi că ar fi un act de răzbunare împotriva dumitale? Adică de ce nu vorbea de bine? Și eu îl întrebam, domnule, a făcut drumuri, a făcut toate, îmi spunea de taicăsul. Taicăsul fiind un condamnat. Pentru că așa l-am găsit. Deci un primar care a fost de atâția ani de zile, deci primar care nu, oamenii nu, s-au săturat pur și simplu de această problemă. Și n-a mai vrut să candideze domnul Tătuc, pentru că a fost vinovat pentru conflicte de interes. Și a fost și condamnat. Aici este problema, că a fost condamnat, a ieșit omul din cursă și la cine pe cine credeți că a băgat în cursă? Doi candidați. Pe invitatul meu și pe fiusul care tot așa la rândul său, nu știu acum dacă a fost adevărat, pentru că am stat de vorbă cu dumnealui ca primar și am găsit un reportaj, da? Poliție prins cu șpagă electorală în plasă, tot l-a salvat Bogdan, adică salvat de clopoțel. A fost salvat de clopoțel domnul tovarășul Bogdan, care e minte cu nerușinare. Pe bine mă, Bogdanele, mă, să minți tu, mă, halul ăsta, mă, în primărie. Deci mințea. Bun, toată lumea, este adevărat că toată lumea din Zorlănțu a primit aceste documente sub portița asta sau un zvon? Da, se întâmpla în 2016, așa le-am primit și ei. Eu mă acuză pe mine că aș fi făcut acest lucru, deși acolo sunt informații despre care habar nu am. Sunt cu mulți ani în urmă, nu am avut nicio implicare în sensul ăsta. Au fost foarte deranjați de faptul că am oprit acest ciclu. Ar fi să considerau monarhie la Zorlănțu. Pleacă tata, vine fiul. Ori primăria nu este bucătăria nimănui. În momentul când eu am anunțat în 2016 că pot să candidez la funcția de primar, nu mă mai salutau, nu mai vorbeau cu mine. Ori eu n-am atentat la casa lor, la familia lor. Primăria poate să fie oricui, poate să candideze oricine. Deci de atunci a răzbunat ăsta și acum mereu același lucru, noi să-l distrugem pe ăsta, să-l lămărâm ce a căutat el aici, să ne spice nouă șandramaua. Ei, uite că sunt oameni care
sunt de bine, caută să facă lucruri bune și nu le frică de nimic. Cu atât mai mult, cu cât amenință mai mult, cu atât mă persoanează mai tare. Nu e nicio fel de problemă. Dragii mei, haideți să vă arăt ce am pățit eu acolo în această comună minunată. Eu am văzut-o cu potențial turistic, deci cu un potențial turistic, dragii mei. Când vedeți numărul de telefon, aveți posibilitatea să sunați. Când nu-l vedeți, nu sunați, pentru că nu mai suntem în direct, suntem într-o emisie cu înregistrări. Încerc să vă arăt ce am pățit eu la primărie. Am fost primit cu aplauze, da? Și am dat acolo peste unul, fostul vice, toți nu aveam măști, păi să vă pun poliția să vă dea amendă, și a chemat poliția, dragii mei, să vedeți ce tărăboi a făcut, poliția, să vedeți ce profesioniști erau, un vice, un fost vice care, și ăsta e tot așa, e cercetat, Adi, o să vă prezentăm, domnule, ce, dragii mei, ce nu ați văzut în România, o să vedeți acum ceea ce am filmat eu, da? Și ceea ce avem ca informații. În România, la noi, se întâmplă. Ne râd străinii. Haideți să urmărim. Zărlețul mare. 500, bă, și ceva. Au o rampă mobilă aici. Nu e un problem. Să dau la zupare. Ia să vedem aici ce. Bună ziua! Dumneavoastră sunteți la poliție sau? Nu. Am o rugăminte, pe domnul primar cum îl pot găsi? Drept înainte, dreapta. Pe domnul Bogdan? În spate. În spate. Da, sau poate îl găsi la primar în primar. E regulă. Pe domnul Bogdan, pe unde îl găsim? Ah, tu ești? Da. Salut, Bogdanel. Bine. Eu sunt Flori. Da. Ce faci? Ești angajat pe aici? Nu, până la domn primar. Da, nu lucrezi la primărie? Nu, mă filmați sau... Lucrezi sau nu lucrezi? Eu sunt venit până aici. Dar nu lucrezi în primărie? Nu, eu sunt cetățean. Mai, nu, lasă că tu cam faci hârtiuțe pe aici, lasă pe la primărie. Lasă că nu fac hârtiuțe. Bogdane, fii atent, Bogdanele. Dar stai de minge, nu poate tu unde cu actele de la primărie, nu înțelegi? Cu actele de la primărie, venit de la primărie. Vrei să spun mai multe despre tine? Ia fii atent ce e aici. Ce? Bogdanele, tu te dai angajat aici, fii atent. Eu nu sunt angajat aici. Eu îți demonstrez că tu te dai angajat. Nu mai filma. Eu îți demonstrez că tu te dai angajat. La ce zi? Da? Lasă, nu-i, stați liniștiți. Din aia care... Dumneavoastră trebuia să aveți măști toți, dar văd că nu prea aveți, da. Sunteți, da? Da. O să fiți sancționați pe legea 55. Nu aveți treabă. Dar dumneavoastră cine? Eu mă numesc Geană. Dumneavoastră cine? Geană mă numesc. Geană cine, Geană? Geană, m-ați întrebat cum mă numesc, da. Geană. Dumneavoastră cine sunteți? De unde sunteți dumneavoastră? Domnule, cine ești dumneata? Te-am întrebat pe dumneata cine ești. Geană mă numesc. Eu de ce să ridic? Nu, dar de unde ești dumneata? Din Prahova. Din Prahova? Da. Bine. Cine sunteți dumneavoastră? Contează? Contează, pentru că eu ți-am spus, dumneata lucrezi, este o diferență între mine și dumneavoastră. Dumneavoastră... Nu are diferență, dumneata nu lucrezi. Dumnezeu, știi că dumneata, cum te numești, că ești, da? Tu asalariat aici angajat, sună la poliție, te rog, sună la poliție. Haideți. Ia să vedem. Ia să vedem noi. Da? Deci dumneata n-ai ce să cauți aici, domnule. Da? Și toți care sunt. Dumneata n-ai cum să cauți să lucrezi într-o instituție. Eu? Păi cine sunteți? De unde știi că n-am? Eu am spus cine sunt. Da? Vă rog frumos, cine sunteți? Doamne! Ce invocă creștinul, Doamne, da? Domnule, cu cine am onoare? Cu cine am onoare? Ok, chemați poliția. O să vă faceți de râs. Eu, tu o să te faci de râs. Da. Unde-i domnul primar? Unde vrem, domnul? Unde-i domnul primar? Nu-i mai centrat la toalete? Da. Bună ziua. Bună ziua. Domnul primar, unde are biroul, doamna? Acum. Da, mulțumesc. Nu se lucrează aici, e simplu, doamna. Da. Bună ziua. Domnul primar? Se poate? Să vă deranjez? Domnul Ion, da? Sau domnul primar, dumneavoastră sunteți. Am o rugăminte la dumneavoastră, da? Dacă se poate, Geană mă numesc.
Vreau câteva niște informații publice, că nu le găsesc pe pagina de internet. Și a trebuit să vin la dumneavoastră, da. Să mi le dați dumneavoastră. Bun. Domnul primar, dumneavoastră sunteți, ați candidat acum și ați luat nou mandat. Am primit mesaje de aici și am o groază de documente referitor la persoane care s-au mutat aici la dumneavoastră în perioada alegerilor. Știți ceva? Cunoașteți? S-au mutat. Chiar în casa dumneavoastră s-au mutat. Sau în casele dumneavoastră. Nu a dumneavoastră, a tatălui sau a rudelor. Aveți cunoștință despre numărul 617? Da, e cu CD-ul proprietar. Păi aveți 1, 2, 3, 4, 5, 6 persoane acolo. Cu mutație. Mutație? Da. Care 519. Spuneți-mi care la 617, vă spun exact. 502. Tatăl dumneavoastră, da? 420, dacă cunoașteți, adică sunt sute de persoane care atunci cu votare au venit la... Da, cred. Eu vă întreb. Bun, haideți la 6-7 unde eu proprietar. Nu, dumneavoastră. Dacă păi cunoașteți locuințele. Așa, da. La 6-7 eu sunt proprietar. Citiți-mi vă simțiți deranjat? Că dacă nu se ies, să nu vă... Adică nu la asta. Păi dacă eu n-am fost... V-am primit frumos... Am înțeles, eu apreciez chestia asta. Domnul primar, da. Alte întrebări. L-aveți pe domnul Bogdan. Este angajat aici? Domnul Bogdan? Mm-hmm. Bogdan vine, o vedeți acum cu mine aici, așa la primărie. În rest nu. Nu. Dar aveți dosar de evaluare de rest la primărie, da? Nu m-am înțeles. Dosar de... Evaluare. E clar, n-aveți. Păi, vă dați seama că dacă aveți monitorizarea asta video, o să fie de autorități verificat dacă domnul Bogdan vine mereu la aici la muncă sau nu vine la muncă. Aveți un șofer. Are atestat? Încep școlile acum. Șoferul după microbus. Care duc șoferii. Are atestat? Da sau nu? Șoferul după microbus? Uh-huh. Dar de unde știți dumneavoastră că am șofer cu microbus? A, n-aveți? Aveți microbus? Vreți să vă dovedeți cine conduce mașina? Haideți să vă arăt eu. Eu conduc mașina, șoferul, microbusul școlar. Și aveți atestat? Da. Și dumneavoastră ca primar? O să vă arăt. Nu trebuie, eu vă cred. Deci eu vă cred. Eu v-am luat un punct de vedere, nu vă acuz de nimic. Eu v-am întrebat, dacă dumneavoastră conduceți, da? Și cum o să faceți? Da, sunt convins. Ăla e permisul. Da. Îl vedeți? Am înțeles. Deci dumneavoastră, domnul primar, o să duceți, o să faceți o bucurie copiilor, da? Și să duceți microbuzul. Dacă trebuie, Dacă trebuie. Păi nu, să încep școlile, domnul primar. Aveți cumva un teren sau tatăl dumneavoastră de peste 100 și ceva de hectare cu concesiune de vreo 2000 de lei pe an? Peste 100 și ceva? Cu 2000 de lei pe an? Nu eu și nici tata. Dar le-ați dat la altcineva. Cu 2000 de lei pe an? Vă întreb. Cu 2000 de lei? Pe an. V-ați informat greșit. Eu vă întreb. Deci, e posibil să fie informat greșit. 7700 se plătește pentru acel teren pe care... 7700 pe an. Ia, da. Așa, da. Da, eu vă întreb. De-aia zic, n-am venit cu acuzații. Pentru că acuzațiile ar fi așa. Știți de ce? Pentru că mă uitam și la un teren care l-ați făcut din intravilan sau extravilan, l-ați trecut din proprietatea primăriei UAT în privat să se construiască o capelă. Da. S-a făcut chestia aceasta? De vreo 4.000 ceva de metri pătrați. Dacă s-a făcut chestia... Transferul ăsta să se dea din UAT în proprietate privată. Da. Cu scopul de a se construi o capelă? Da. Și se va construi o capelă? Păi capela nu este în interesul public, de ce trebuie neapărat în proprietate privată? Că se încalcă HG741 și legea 100, dar știți că există legi funerare. Unde... S-au dat niște legi, domnul primar. Noi am luat hotărârea de Consiliu. În majoritate? Majoritar, da, am văzut. Da. Știu că sunteți informat de la fostul primar, care îl dor răne. Fostul primar, da? Da, o să-l caut, o să-l caut. Mi-a dat o idee, o să-l caut pe fostul primar. Așa. Da. Noi vrem să construim o capelă. Dacă prefectura consideră că noi am luat o hotărâre ilegală, uh-huh, Nu o respingă. Dar stați un pic, fostul primar vă este dușman? Mie nu, probabil... S-a făcut ceva pe timpul dânsului? Că gaze n-aveți. Am văzut că n-aveți gaze. Dar muncim la ele. Dar a fost tatăl dumneavoastră. Când am dosarul... Domnule, dumneavoastră, ați avut... Cine este dânsul? Știe dânsul, știe. Cine este dânsul? Cine este dânsul? Vezi că merge la școală ăla. Cine este dânsul? Șef SBS-ul, maghez Nicolae, nu cheamă. Domnule, e agresiv omul acesta. Foarte n-are cu somn. Nu mai agresiv ca tine, n-are, nu tot filmat. Frate, uitați-l ce atitudine are. O să-i fac plânge. Uitați-l, fără mască, da. Bine, nu încep. Deci, domnul primar. Fără mască. Băi, acum nu, lăsați că nu am treabă cu dumneavoastră. Da. Nu, dar nu i-am treabă. Ideea atribuțiunea de serviciu dânsului, că știu și despre dânsul, foarte multe. Eu o să vă trimit pe 544 sute de întrebări.
Și vă fac plângeri. Știți ce înseamnă plângeri penale? Da, plângeri. Am avut destule să ajung. Și n-ați avut probleme cu legea? Păi știu, eu știu și internetul plin de dumneavoastră și de tatăl dumneavoastră. Domnule, așa ceva n-am văzut în viața mea, la dumneavoastră atâția votanți, nici nu aveați locuitori câți votanți aveați. Păi, nu sunteți dumneavoastră aici? Când ați fost reținut. N-am fost reținut, vedeți, aveți informații greșite. Păi, așa, uitați, eu iau de aici. Domnul Geanu, dacă mă întrebați pe mine... Eu iau de aici. Păi luați dumneavoastră acolo, dar asta au fost... Nu sunteți vinovat, că sunteți primar. Nu, băi, nu că sunteți primar, că sunteți primar. Dar ce tatăl dumneavoastră a avut probleme cu legea? Când vrei să-ți asumi o funcție publică, probabil mai ai și probleme. Că ai reclamat, uitați, m-a spus dumneavoastră că am atâtea... Da. Asta este. Că știți de ce? Adică să eliminăm cârcoteala asta, pentru că mi se pare că turismul ăsta electoral când a fost în 2020, iar instituțiile statului nu au luat măsuri. Cu ce? Cu ruleta? Dom'le, mi se pare normal că sunt cetățeni... Păi, dacă dumneavoastră nu vreți să vă fac, să înțelegeți o problemă, ați spus numărul meu de casă... Da. Sărăță mare. 500, doi, și ceva. O rampă mobilă aici. Deci, dragii mei, l-am sunat pe primar. Dacă l-am sunat pe primar, i-am cerut drept la replică, da? Și ce credeți că a zis domnul primar? Da. Bună seara, domnul primar. Geana Hare Florin vă deranjează. Să trăiți. Domnul primar, vă dau drept la replică. Intrați mâine seară în direct cu mine la ora 8? Nu știu dacă pot. Am o mormântare mâine. Paolo. Da. S-a întrerupt domnul primar. N-a mai vrut să funcționeze. La ora 20 seara. Eu am greșit, ora 20 seara. Haide să văd, mi-a spus fostul primar, l-am căutat la casă. Bun, lăsați atunci să intre în urmă, dacă nu vreți să intrați. Eu vă dau treb la replică, puteți intrați oricât. Nu vreau să spună ce vrea el. Nu vreți să stați de vorbă cu mine, vine la mine, eu vă primesc. Să știți că eu v-am lăudat că sunteți transparent, am anunțat, chiar am și zis, v-am și mulțumit. V-aș și mulțumit și e bine să intrați în direct, dacă vreți, adică eu vă contactez totuși, dacă vreți să intrați mâine, dar am mulțumit. E bine să arătați cetățenul, totuși că eu nu este așa cum spune dânsul. Lăsați să spună ce vrea el. Important e că o plecat acasă. Eu v-am... Este important că a plecat acasă. Aici e problema. Deci pentru că a plecat acasă... Deci că a plecat acasă... Domnul primar, de ce ai plecat acasă? Nu cumva dând cauza la flotanțe care erau acolo, gârlă? Păi să ne spună în casele domnilor câți flotanțe au. În casa dânsului și a tatălui dânsului. Dar ce au făcut autoritățile? Ce au făcut autoritățile? Diferența a fost de 18 voturi, iar dacă punem casele lor, au 60 de persoane străine care nu știm cine există, cine sunt, nu le-a putut nimeni niciodată în zonă. Doar în casele lor. Nu vorbim și la rude, și la apropiat, și la fostul viceprimar, și la administrator, la toată lumea. Nu vorbim, doar de lor, 3 case. Adică, în total, care au fost diferențele astea de vot dintre dumneata și el? Cu cât ai pierdut în fața lui? 18 voturi. 18 voturi. De ce toți cetățenii spuneau, domnule, vrem să fim conduși de un primar de al nostru, nu din alte județe? Pentru că, așa cum am primit informațiile respective, cam toți cetățenii din sat, că am stat de vorbă, comuna și satele arondate, mi-au spus, domnule, nu vă supărați, la noi nu există așa ceva decât numai la noi găsiți așa ceva. Păi nu e normal să voteze cetățenii care locuiesc în comună sau care au proprietăți aici să vină străini, au venit din Dolj, din Mehedinți, da, din Lugoj, din Timișoara, de Timiș, unde? Ce legitimitate au cele persoane care nici măcar nu știu unde este Zorlenți? Vin să voteze, votează primarul și iau ce și iau și pleacă și atunci cetățenii care sunt băștinași de aici cu cine rămân? Cine hotărăște soarta Zorlențului până la urmă? Zorlențenii sau străini? Pentru că aici la Zorlența asta s-a întâmplat. Au fost azurenți aduși de la Leșița persoane fără adăpost care au votat. Persoane, repet, persoane fără adăpost. Cetățeni din Amina care au venit să voteze, care vin din diverse motive și apoi vin să voteze la Zorenți și ei nu-i doare capul dacă noi mai avem asfalt, dacă avem iluminat, dacă avem gaze, dacă avem canalizare.
Dacă așa merg legile în România și primăria este de vânzare, eu am mai spus, în cazul ăsta nu ar vreau să mai participăm. Să vină cei care au foarte mulți bani, care au fraudat apia ani de zile, să cumpere primăria, să scoată la citații, să participe ei, iar noi cetățenii care sunt, cred eu că suntem onești și vrem să facem treabă, dăm deoparte, lăsăm magnați ăștia. Cine era domnul care tot se ridica în unghi? Cine era domnul care îmi spunea că mai așa, fost o vice, așa am înțeles că a fost și acum s-a creat un post pentru el. S-a creat un post, postul a existat în organigramă, este șef serviciu SBSU. Să vedem ce o să ne spune Consiliul Național pentru combaterea discriminării, pentru că în anunțul postului de... A făcut cu armata. Spunea clar, stagiu militar obligatoriu. Asta înseamnă că cetățenii care nu și-au mai făcut stagiu militar nu mai pot participa la concursul de angajare? Nu este o discriminare asta. Corect. Mai mult, anunțul nici nu a fost publicat. A fost publicat dar pe gov.ro, iar în momentul când eu am aflat despre acest anunț, după 4 zile, se vede data anunțului, l-au pus pe site-ul primăriei. Dumneavoastră când ați fost la primărie, nu știu dacă ați văzut un anunț pe geam afișat să vadă și cetățenii despre ce concursuri mai sunt vorba. Mai este vorba, pentru că în ziua următoare mai exista un concurs, peste o lună zile mai există un concurs, pentru că au plecat 4 oameni din primărie odată cu plecarea mea. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, au fost forțați, au fost detrăniți. Deci am înțeles că am executat eu pe cineva, dar execuția o arăt eu cum și-au dat demisia. Da. Bogdan, deci era vorba despre Bogdan, mi se spunea că l-ai executat dumneata pe Bogdan. Și am zis, domnule, trebuie să caut teroristul ăsta prin Reșița. Pentru că, mulțumim doamna Icoana fiind o mare patroană la un hotel renumit, acolo unde mă duc la dânsa repede în hotelul ăla, bine, lux. Așa, doamna Icoana, vă salutăm. Așa, și mă uitam pe geam la doamna Icoana peste drum, da, la ăștia, de la DSP-ul ăsta, care favorizează firmele astea neautorizate. Nu vă este rușine, măi, DSP-ule, de la Reșița. Bun, deci și îmi spunea că dumneata ești mare terorist că l-ai executat pe Bogdan. Păi mă, Bogdanele, mă, ți-am văzut declarația aia lumea tale când ți-ai cerut mata demisia. Și-a cerut demisia. Și apoi e venit iară să plângi, da, dragii mei? Haideți să vedem o secvență când acest domn mare vătaf, fiind un fost de-asta, consilier, fiind ce-a fost el acolo, mare șef, că el se credea pe tarlaua lui Mamuca lui, să vă prezint despre el, când a chemat poliția că a zis că a fost deranjat, domnule, i-am furat caprele. Deci s-a simțit domnul, bun, și apoi ne aduceți la cunoștință. A, deci a zis că vreți să vedeți cine sunt, da? Bun. Deci să, exact, să aduce la adevăr că poliția nu sunteți în slujba cetățeanului și sunteți în slujba unui salariat care nu are epuson, nu știm cine este, da? Eu n-am venit să tulbur, n-am pătruns într-o instituție publică. Ai venit să tulbur. Deci ați văzut? Sunt Geană. Acest agent de poliție săvârșește acum un abuz și a dat drumul la telefon să filmeze. Mă bucur, tinere, da? Mă bucur că vezi că ți-a picat telefonul în buzunar. Da? Dar ridică-l ca să mă filmezi, înțelegi? Păi eu nu mă, dar să-i întreb dacă au dosar de evaluare, de risc aici. Da. Haideți, domnule, nu sunteți în stare, repede să-mi culoați datele, dați-mi cartea de identitate, aduceți-mi și mie la cunoștință de ce m-ați legitimat. Doamne, deci creștinul. Bun, aduceți-mi la cunoștință legitimarea mea, de ce mi-ați făcut-o. Am stat de vorbă cu primarul, mi-a spus... Da, să vă stabilesc identitatea. Dar pentru atât? Da, ca să vă stabilesc. Domnule, o să ai o plângere pentru chestia asta. Puteți face. Bun, acum vreau să vă întreb atât. Am săvârșit vreo faptă în așa fel că să trimiteți o sancțiune? Da sau nu? O să vedem. Vreți pe ăla, pe ghedoiul ăla, da? Aduceți-mi la cunoștință, domnul meu. Dacă am săvârșit vreo... domnule, v-am tulburat aici? Activitatea? La mine de nu, dar pe hol ați auzit că v-am tulburat? Am auzit o gălăgie, dar nu eu gălăgie. Făceam o gălăgie, domn primar, sau o gălăgie? Nu știu dacă dumneavoastră, n-am spus că dumneavoastră. Și-a sunat șeful, domnule. Domnule, așa lucrează poliția, rămâne, și-a sunat șeful. Să vorbesc,
Da, vă las, dar suna șeful. V-a sunat șeful. Și-a sunat șeful. Dumneavoastră, nu se primă, nu aveți că e o cameră aici. Din clipa? A fost pe dumneavoastră? Deci, așa. Și-a sunat șeful? Nu știu pe cine a sunat. Păi șeful. Așa, ce cere de a sunat? Dom'le, de ce m-a legitimat? De ce m-a legitimat? Poftim? De ce m-a legitimat? Ca să vă aflăm identitatea. Zău, dar ce am săvârșit? Cum am făcut? Dumneata, când ai făcut școala de poliție, dumneata, da. Legitimarea cum se face? În baza la ce? Spuneți dumneavoastră dacă știți. Mă întreb pe mine. Tinere, vezi că și dumneata o să stau, da? Da? La cum ai venit dumneata, fără cască, fără, da? Ai venit și cu pistol. Ai și muniție pe el? Nu este în dotare. Dar nu o să-l poți să-l folosești. Unde sunt oameni, cetățeni mulți? Dragii mei, polițistul a sunat pe șef. Nu știe ce să facă. Este vorba despre legea 61. El nu știe dacă vrea să dea sau să nu dea. Mă legitimează, dar nu mi-aduce la cunoștință. Acești oameni, domnul Coarnă, să nu-i mai apărați. Domnule ministru, acest om să nu-i mai apărați. Poliția Română este un brand. Omul acesta nu știe să stabilească dacă s-a săvârșit ceva. Aici este o instituție publică unde se încalcă multe nereguli, multe legi. Dom'le, de ce mai lege de mult? Ce am săvârșit? Bine, șeful. Ia, șeful, bine, șeful. Dați-mi acum sancțiune. Hai, ca să o contest. Dacă ziceți că n-ai constatat nimic. Dom'le, haideți să vă arăt imaginele cu oamenii că n-au măști. Să vă arăt că n-au măști, dom'le. De ce nu-i sancționezi? De ce îi favorizezi? Vorbește cu șeful. Ia uitați-vă. Domnul comandant al inspectoratului județean. Ce spuneți dumneavoastră? Că aveți oameni pregătiți. Ia uitați-l ce pregătit aveți. Ce? Dumneavoastră cu ce? Pentru ce sunt sancționat sau nu sunt? Nu, pentru ce sunteți aici? Eu lipsesc informațiile de interes public. Adică? Pe dumneata nu știi ce limba română? Da, spuneți-mi. Informații de interes public. Mi le dai dumneata? Spuneți-mi, ce informații? Da? Câți kilometri de șosea sunt aici, asfaltați? Păi, păi ați văzut de ce am venit? Pentru că nu există de interes public. Nu le găsim pe site. Domnule, am un dosar acolo cu multe acuzații. Dumneavoastră cunoașteți problema de turism electoral care a fost în 2020? Știți că vă arăt eu casă, vă arăt eu casă să vedeți că sunt în case și câte 20 de persoane care locuiesc aici, dar sunt case părăsite. Eu vi le dau pe lume. Au făcut verificări. Și cum e, regulă? Niște dosare penale. Ah, sunt dosare penale, da? Am unul cunoscut. Păi vă spun mai multe alea. Eu am întrebat despre terenuri, despre terenuri cu sute de hectare, care trebuie puse pe site. Eu n-am venit cu scandal. Eu am intrat în aia, mi s-a părut că ei nu aveau mâși, da? Filmările lor se apară. Dumneata o să te faci de râs, dar să fac plângere penală pentru purtare abuzivă o, și legitimare abuzivă. Bine, ce rog dumneata la dumneata? L-ai notat pe ăsta este al poliției, da? Da. Dumneata știi că ai obligat să-l bagi în SNRI? Da, spuneți-mi. Eu o să-l găsesc, dacă nu-l găsesc în SNRI, te faci de râs. Îl bagi frumos în SNRI, da, vrem să le vedem, da? Da, stați niștit. Le băgați? Dar de ce mai legitimat? Ce o să scrie acolo motivul? Motivul estimării, să vă stabilesc identitatea. Domnule, ce am săvârșit? Ați venit, ați filmat în primărie? Așa, și am voie. Nu știm cine sunteți. Eu tot, domnule, eu camera acolo, da? Să le dai amende, să-i întreb dacă au dus ardei valoare de risc. V-am spus? Domnule, legitimări. Luni vreau să văd cum dumneata îți faci datoria. Eu mai fac datoria. Șoferul, pe microbus, nu. Șoferul, după microbus, încep școlile, da? Vreau să-l verifici dacă are atestat. O să verificăm, facem verificări. Luni, da? Dar până acum ce n-ați făcut? Ce până acum s-au făcut verificări? Domnule, mie mi-ar place să, da? Ca dumneata să-ți faci chestia asta, da? Eu alerg mai tare decât dumneata. Facem o probă. Nu știu dacă alergați. Eu cred că, uite, dânsul e mai slăbuț. Dar ce facem aici? Facem concurte? Știți care e problema? Ce? Dom'le, ceea ce faci dumneata este un abuz. Și cetățenii ar trebui să te taxeze să facă plângeri mereu. Cum ai făcut chestia asta? Legitimarea să face în baza unui dacă am săvârșit ceva. Să-mi aduci la cunoștință ce am săvârșit. Nu să, doar să mă cunoști. Eu ți-am spus, mă numesc Geană. Geană, Gheorghe, Vasile, Ion. Când m-ai legitimat și mi-ai cules datele, GDPR-ul, UE 679, dumneata trebuie să ai un motiv întemeiat. Legea care spune adumitale, mai ales cu 195, că nu ți-am cerut să te legitimezi, că n-ai insignă, n-ai nimic, eu nu știu că n-ai furat hainele. Dar te apără legea 195 sau 192, ăla, și 218. Dar 360 ăla al dumitale, o să-l simți. O să-l simți. Pentru că domnul comandant al dumitale, de la inspectorat, o să te întrebe de ce mai legitimat. Bun. Vă mai întreb încă o dată. Mai aveți? Legitimarea mea cu datele colectate de poliție. Sunteți sluga poliției, primăriei? Adică cum? Sluga primăriei? Poliția Română este o diferență, un brand? Am dreptul să vă legitimez, să vă stabilez identitatea. Motivat. Exact. Am fost sunat de domnul viceprimar. Și de ce nu l-ați întrebat? A venit un domn și a început să filmeze prin primărie. Da. E ilegal? Acest motiv e ilegal? E ilegal? Poftim? E ilegal? Nu este ilegal, dar... Da, ce care? Din motivul ăsta v-am legitimat. Pentru că eu am fi... Dar de cine ai spus? Domnule, are dreptul.
Este ilegal? Dar trebuie să știu cine a filmat. Poate să vină oricine. Aole. Eu trebuie să știu cine a filmat. Dau monitorizare video. Ați înțeles? Eu da, pe monitorizarea video nu scrie cine este. Zău? Nu scrie. Da, să identific. Dumneata, de cât timp ești polițist? Cum ai făcut școala? Ai transpirat. Cum ai făcut școala de poliție? E cald, da. Ți este cald? Ia să vedem, domnule. Că o să vin și la dumneata, dar de ce nu vă puneți drapelul? Vă este rușine? La poliție? Poftim? Că n-ai drapel la poliție. O să-l punem. O să-l puneți? Da. O să vin și acolo la sediu, la dumneata, da? Haideți, domnule primar. Haideți. O să vezi ce plângere o să... Ia, sună-l pe șeful iară. Sună-l pe șeful iară. Ia uitați, domnule. Mașina cât de murdară este, da? Banii publici. Vă funcționează aia de pompieri? Da. O aveți înmatriculată, înscrisă? Nu, nu aveți. Da. De o să scoateți, nu o să mai aveți. Ia uitați banii publici pentru ce a venit. Așa arată o primărie, da? Unde un domn să crede mare vătaf. Fostul viceprimar? Da. A fost viceprimar, domnule? Da. Patru mandate. A fost un mandat, da? Patru mandate. Da-i are tupeul ăsta. Da-i are tupeul acesta. Hai că e culme. Nu se poate așa ceva. Asta e căminul cu grâu aici, porumbul. Deci ce face el la poliție? Cum îi are telefonul, sună pe... Ia, porțile închise. Dar aici ce este aici? Dai. Am fost gătat de 20 de ani locul cu nu le alegea oamenii. Păi dai cămin aici? Haideți cu mine, că mergi la cămin. Domnule, n-a, niciunul n-a... Niciun primar n-a făcut. Toți primari. Nimic. Domnule, n-a făcut șosele, aveți șosele prin comună? Le aveți toată comuna asfaltată? Vă întreb, aia se... Nu avem toată asfaltată, stați din sigur. Pe ce mandat s-a făcut străzile? Da, da. Uite, căminul cultural. Da. Adu-mi umbrela. Căminul cultural nu are pentru rampă. E închis, nu-i drapel. Ce să... Domnule, ce plângeri penale o să vă fac eu aici? Serios, serios, sunt banii publici, uitați, dumneavoastră sunteți vătaful, aveți cheile de peste tot. Am luat cheile acum, de la cum ați spus vreau să... Exact. Domnule, ce repede a venit poliția, dacă un cetățean o pățășește, nu vine așa de repede. La postul vice, da și permite, dar de ce nu luați măsuri împotriva lui? Că nu are impusuri. De ce nu luați măsuri? N-avei treabă, a venit doar să mă legitimeze un polițist, dar nu știa de ce. Și dumneavoastră așa ai auzit că eu am făcut scandal? Nu, sincer. N-am auzit. N-ai auzit, dar la polițist ai spus... Nu, la polițist ai spus că ai auzit. Scandal. Așa ai auzit, așa ai spus dumneata. Ce este aici? Deci... Ăsta care ești tu, ăla mare vătaf. Ce erai mă tu ăsta? Erai ăla, șef de la SLC, mecechere, nu știu ce... Ce funcție are ăsta, domnule, în primărie? Ce funcție are în primărie omul ăsta? Șef serviciu SNS-ul. Adică ce face omul ăsta? Ați văzut și dumneavoastră ce face? Face scandal? Faci scandal, mânșer? Faci scandal? Păi să vezi că te dau pe mâna poliției. Mulți mă întreabă pe mine... Dacă eu fac plângeri la poliție, dacă le fac plângeri penale, dacă... Păi mă, tocmai m-a sunat un comisar și mi-a spus, domnul Geană, multe plângeri, o să mă aresteze. Nu mi-a zis că mă arestează. Altul după la Aiut, care, bineînțeles, comandant de poliție, a fost sancționat. Și ăla tot așa îmi spunea, că i-am făcut multe plângeri. Altul după la Drăgănești, după aici tot așa, intră în contencios cu mine și spune că tot așa, că le-am făcut plângeri. Pe timpul dumitale, pe mandatul dumitale, să făceau petiții din partea locuitorilor din comună? Da sau nu? Petiții. Locuitorii nu scriau foarte mult, însă eu am fost deschis tot timpul și am invitat la ședințele de consiliu local. Mai mult am făcut ședințe publice și mereu participau cetățenii la ședințele publice. Erau nevoiți chiar unii dintre ei să participe la ședințele de consiliu local pentru că fiind în minoritate, având doar 4 consilieri față de 5 cei ai PNL-ului, nu erau de acord cu proiectele de hotărâri în interesul comunității. Deci atenție, în interesul comunității. Apoi erau nevoiți să chem oameni să vină la ședință să vadă și ei postul lor, pentru că ei mergeau în localitate și mințeau că nu facea, că nu facea, de ei nu erau de acord, nu votau. Inclusiv asfaltarea de străzi.
care am făcut-o de la început în mandatul meu, inițial au votat, iar ulterior n-au mai vrut să voteze. A fost acea ordonanță 114 când s-a schimbat salariul la constructori, la muncitorii din construcții și a trebuit să trecem hotărârea prin Consiliul Local fără să ne coste niciun leu și nu a vrut să voteze. Am convocat ședință de îndată de următoarea zi și am chemat cetățenii și în fața cetățenilor până la urmă au votat. Asta la început, dar ulterior alte proiecte chiar și cu cetățeni de față le vedeam în față și nu votau, nu sunt de acord. Am avut proiect pentru iluminat public care nu voiau să voteze. Am avut proiect pentru și bani alocați pentru totem la intrare în localitate, să arate și localitatea noastră, prima imitant un pic la fel, la prima imagine. Nu au vrut. Unul dintre consilieri noștri spunea, domne, chiar la seara am venit de la Timișoara și am văzut pe drum asemenea totem cum arată la localitățile vecinate. Știți care a fost răspunsul lor? Noi nu suntem în Timiș, nu avem nevoie de așa ceva. Am avut proiect pentru parc de joacă pentru copii cu bani alocați. Cu 50.000 să facem două parcuri de joacă la Zolețul Mare și la Domenciori. Nu a fost de acord. Acum îl pun ei cu 100.000 parcuri de joacă să-l facă. Am vrut să fac managementul intern la primărie. Nu au votat. Canalizarea, la fel, cu chiu, cu vaia, am reușit să o introduc la Compania Națională de Investiții și astăzi este la lista sinteză. La cămin, mereu piedici, mereu și mereu piedici. Supraveghere din... Așa a fost atunci. Pentru că acolo sunt doar interese personale. Acolo nu există interesul cetățeanului, sunt doar interese personale. Și atunci toată lumea se poartă ca atare. Cei care beneficiază de ceva sunt de regulă, restul lumii are de suferit. Tot timpul a fost așa. Tot timpul s-a condus în capul lumea. Ce să fac? Au apărat pe cei care trebuiau să facă plus de voturi. Păi gândiți-vă că la venirea mea în primărie în 2016 am găsit un singur proiect în delurare. Nu cum spun unii că le-am făcut eu. Da, l-am continuat. Un singur proiect care a fost în delurare la nivelul primăriei Zolențul Mare a fost alimentare cu apă. Și acela a pornit din anul 2009, iar în 2016 era realizat 42%. În 3 ani am reușit să finalizăm rețeaua de apă atât la Zolenț cât și la Zolencior. Bineînțeles că am găsit o primărie cu 5 miliarde datorii la proiectul de apă datorii. L-au făcut două jumătăți de drumuri, au turnat ciment, au venit oamenii să le dau bani, proiectantul să le dau bani, consultantul să le dau bani, inspectoratul de stat în construcție să le dau bani. 5 miliarde aveam datorie la primăria Zolenț când am venit eu în 2016 ca primar, iar în 2020 când am lăsat primăria cu jumătate din străzi asfaltate, cu proiecte depuse, am lăsat 7 miliarde de bani în cont și au mai primit încă 2 miliarde din fondul de rezervă. Au 9 miliarde din primăria Zolenț. Să vedem cu ce se întâmplă. Deci, când ai venit, când ai venit la primărie, aveai datorie, da? 5 miliarde. Și ai plecat cu plus. Cu 7 plus și cu proiecte făcute și cu proiecte depuse. Da, nu știu ce s-a întâmplat, mi-a dispărut o porțiune de timp sunetul. În fine, am depistat. Bun, haideți să urmărim și avem o secvență de la
cei din presa locală de acolo să urmărim câteva imagini unde așa ceva nu există, nu cred că există în România așa ceva, decât la Zurlânțu. Care? Mare? Mic? Nu știu. Vedem! În ziua alegerilor, prezența la vot în comuna Zurlânțu Mare a fost de peste 133%. Asta deși primarul explică numărul mare de votanți cu organizarea unei nunți în sat. După cum vedeți dumneavoastră, în spatele meu este o uriașă grămadă de moroz care demonstrează că au fost publice imaginile la Căminul Cultural. De altfel, nici sătenii nu-și amintesc să fi fost vreo nuntă la ei în sat în weekendul trecut. Cât privește nunta, sătenii nu-și amintesc să fi fost vreo nuntă la ei în sat la acest sfârșit de săptămână. Mai mult, pentru că nu există localuri sau baruri în sat, toate nunțile se țin la Căminul Cultural. În fața căminului însă este un morman uriaș de moloz din construcții, semn clar că nicio nuntă nu a avut loc recent acolo. A fost și nuntă ceva? Nu. 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 Aici sâmbătă seara cu nuntă. Și nu, așa, nu știu. Sâmbătă am înțeles că a fost nuntă la noastră. A, n-am fost la nuntă, nu știu. Dar a fost nuntă mare. Numai nu la noi în sat a fost nuntă. Nu, 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 nu. Sâmbătă a fost nunta? Nu, ziua lui fată, duminică. Dar sâmbătă ați avut vreo nuntă aici în sat? Aici nu. Nu, n-am avut. A fost nuntă sâmbătă? Sâmbătă, nu. Duminică seara a fost ceva petrecere sau sâmbătă? Sâmbătă seara. Care era scopul de semințea? Care era scopul? Rezultatul alegerilor, nu ați văzut câte din ce se tot perpetuă asemenea lucruri. Nu a existat nicio nuntă la ora respectivă Zurlenți, nunta a fost la Reșița, cetățenii au fost la Reșița, nefiind persoane la vot și totuși au ieșit 100% peste. Cine își imaginează ce s-a întâmplat acolo? Să cercetează? Ce sunt să mă cerceteze? S-a cercetat, e mereu să ne vinovați. S-a dat verdictul, gata? Nu știu despre această specie. Nu, dar acum că a fost aceste... Păi eu am aici o listă mare, mare, cu casele lor, cu câte 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Păi frate, cum stau ăștia și sunt multe case cu... Dar locuiesc oamenii acolo că am văzut casele părăsite. M-am dus la numerele respective. Nu i-a văzut nimeni acolo, niciodată. Da, dar să vede iarba crescută și lacătele puse, zăvorâte. Nu i-a văzut niciodată, doar la vot a fost și atât. Dragii mei, haideți să mai urmărim o secvență, cu domnul primar. Mulțumim frumos, domnule primar, pentru că ați fost amabil. Haideți să vedem. La oamenii ăștia doi, că au venit nemotivat. Ați auzit scandalul dumneavoastră, că am făcut un scandal aici? Nu știu, dar am ajuns. Era vocea mea? Era vocea mea sau vocea lui? Nu, eu n-am avut vocea, nu v-am văzut până. Nu, da, știați cine sunt, da. Știați că nu urmăresc, că n-am timp. Am înțeles, da. Domnule, eu vă apreciez că sunteți transparent. Adică cetățenii să fie convinși că sunteți transparent, ușile nu sunt închise, nu sunt zăvorâte. Scoateți răutatea omului, fostul vice. Dar câți ani a fost vice omul ăsta? Mulți. Mulți? Păi și el e vinovat. Adică el s-a ridicat la unghii? Adică știți că până la urmă, iai domnule, să nu mai zicem de tatăl dumitale, că a fost un an, n-a făcut nimic. Ăsta n-a făcut nimic. Nu e adevărat, împreună au făcut echipă. Domnule, tare mie că dacă stau acum și fac solicitări de copii de documente în urmă cu 20 de ani, da? Da, asta, tare mie că îi văd, s-au fost tocate. Că sunt tocate. Cu 10. Vreo 36.000 de lei, vreo 36.000 de lei. Pe maculatură. Nu? Da. Exact. Și acum ați grămadă acolo. Când caut ceva, băi, e greu de găsit. Ai greu de găsit? Păi o să facem chestia asta, dacă să-i dăm de muncă, să le caut el. Că tare mie că s-ar putea să găsim bară în fața la semnătura tatălui dumitale. Și să vedem dacă se mai ridică în unghi. Dar vă spun eu că fac pamflet cu el, așa să-i spune. Fac un pamflet cu el, îi fac și o plângere, îl dau și la prefectură, îl dau și la Consiliul Județean și spune așa, ăsta e omul, un angajat. Și cheamă poliția, îl dau și la comandantul poliției de inspectoratul județean de aici, da? Și spune așa, domnule, cum? La Reșița, că știi că doar am fost acolo și ăsta este teroristul cu Dincă, ăsta ce a răpit fetele, dat pe televiziunile internaționale, că l-ați văzut pe toate posturile, dar când ne-am dus la Reșița acolo, uite zi v-am adus teroristul, da? Căci că ăsta a răpit fetele, dat pe toate posturile de televiziune. Bun, ideea e, da, serios. Așa am fost dat. Da. Uite, așa arată, da. Vă vedeți, sunt în libertate. Adică el a dat informații.
Vitale, da? Poliției din Italia. Ăștia l-au arestat, l-a arestat, nu a reținut, da? Încătușat, filmat, toate posturile de televiziune, da? Și apoi ne-am dus la poliție și am zis, a venit terorist, eu cu el. Și a zis ăștia, și nici măcar nu a fost urmărire nici cum lucrează România. Adică presa pe dumneavoastră va denigra foarte mult. Și pe dumneata, și pe tatăl dumitale. Trebuia să-i faceți imediat plângere împotriva lor. Așa cum aveți posibilitatea să faceți. Aveți posibilitatea. Am ajuns, acum am de plătare de treabă mult decât am avut la mine acasă, sunt cum. Și vreau să fac ceva. O să pună, da, de ce? Da. În două luni jumate de când am venit, da? Prin asociere, prin ajutor la da? Un prieten, care așa cum spune fostul primar. Nu știu ce spune, că o să-l întreb, să vedem ce spune. Proiectul lui Ezeriș, că e proiectul lui de la gază era o hârtie în el, era dosarul gol cu o hârtie. Eu nu vă mint pe dumneavoastră, vă spun adevăr. Da. Am început demersurile și în data de... Domnule, vă faceți toți vinovați. În data de 31 decembrie... Primarul actual, acum dumneavoastră sunteți... ...pe fonduri europene, asocierea, deci proiectul conductă de aproape 90 de kilometri... Aveți vreo rudă angajată prin primărie pe aici? Nu. N-aveți. Nu. Atâta vorba mai trebuie, că trebuie ca să... Da. Cu toate că au dreptul, să știți. Să candideze și ei. Care-i problema? La concurs, să dea concurs. Care-i problema? Nici n-am avut nici dată. Domnule, vă faceți toți vinovați. Dumneavoastră ați fost consilier? Da. Domnul a fost vice? Da. Tatăl dumneavoastră primar? Mai spun o treabă, da. Că am fost consilier 4 ani și un pic în legislatura trecută, da? Și am fost majoritar. Stați un pic, pe timpul fostului primar? Da. Păi de ce? Majoritar, atenție. Păi stați un pic, da, dar de ce îl băgați? De ce îl băgați pe el de vină? De ce dumneavoastră ați ridicat mânuța? Am ridicat mâna ca să fac un lucru bun, pentru comun am ridicat mâna. A, deci a făcut bun, înseamnă și el, dacă ați ridicat bun. Nu bun, nu pot să spun că n-a făcut. Și ce n-a făcut bun? Ziceți-mi ca să-l critic. Nu străzile, uitați, dacă mergeți... Nu-s făcute străzile. Ba da, s-a făcute. Dar... Domnule, stați un pic, nu cumva când a făcut la măsurători, a trebuit să mai dați bani? Că ai și mai mult? Bă, întreb. Că s-au mai întâmplat la alte primării. Ba da, sunteți foarte bine informați. După măsurători... A ieșit că a trebuit să mai dați bani, e? Da. Păi să vă spun încă 5 primării care s-a întâmplat chestia dar aceasta. Pentru că tot fostul primar, uh-huh, ca să aibă electoratul, nu contestăm, că e un lucru bun. La un uică de-a lui, s-o dușă pus asfaltul, luat de la, dintr-o margine de sat și l-a dus acolo, că e uică, nu comentăm, că sunt 3 case. Dacă era doar la uică, sub fața casei, comentam. Dar e plătitor case... de taxe și poste și omul ăla? Da, cum să nu. Dar de ce ar fi trebuit să facă și ăla? Bun, dar și ăla, un kilo... acolo tot plătitor de taxe și poste. A, deci acuzați că s-a făcut cu dedicații. Nu acuz. Cu dedicații. Deci, vreau să m-a spus că va plăti mai mult, că încă nu s-a plătit, dar să va plăti mai mult. Nu, stați un pic cu drumurile. A zis chestia asta. La alte primării, da, la alte primării, când a fost cu drumul, a spus, domnule, ați făcut drumul, nu l-ați făcut lat, nu l-ați făcut gros, nu l-ați făcut pietriș, nu toate astea. Și când a fost să plătească și a făcut măsurătorile, a trebuit primăria să mai dea bani iară. Căci că era prea puțin plătit. Deci eu personal... Eu 5 primării le-am văzut. Cu fostul viceprimar, cu domnul ăsta care necăjește pe dumneavoastră. Cu mine nu mă necăjește, o să necăjească el la poliție. Așa? Da. Ne-am dus frumos mânuță și ne-am dus și apăsura străzile, da? Și dacă proiect am avut 5 metri strada, asta e fost... ca mintea cu curs. Nu știu să fac carote și nu mă pricep. Nu sunt... Da, nu la carotă, că nu-i șmecherie acolo. La pietriș. La temperatura de la piatră. Da, la temperatura de piatră, pentru că am prieteni ăștia care au firme mari, care fac autostrăzi. Și mi-a spus, la temperatura de la piatră, 60-80 de grade, diferența pe acolo. Acolo e toată treaba și grosimea, cât e stratul, că se taluzează grosimea. Da, că nu prea am văzut eu pe aici, că am văzut șosele... Deci s-a făcut. M-am dus și-a făcut ruleta pe străzi. Și da? Era mai mic. Păi da, nu era 5 metri, numai... Recepția. Recepția nu-i făcut, am fost să o faci. Sau am avut personal, am avut cu cine. A, deci nu e rece. Bun, facem altceva. Faceți audit? N-aveți bani? Dacă mă gândesc că nu am bani. N-aveți bani. Și auditul pentru ce să-l fac? Să plătesc, să arunc niște bani? Așa că n-aveți suspiciuni de fraudă. Hai să vă spun, și uite, să facem un material interesant. Da? Să vedeți de câți bani a spălat fostul primar mașina asta, care e toată și unăvită, și când mă duc acum să o spăl, eu toată ziua pică farba de pe ea. Și vă dau materialul, dar da, de ce? Da, îl rog frumos. Eu-l public. Știți că eu spun. Și vă bag și într-o emisie. Eu vă garantez. Dar eu nu vreau, că am mai fost contactat la Antena 1 și n-am vrut. N-ați vrut. Nu vreți să fiți Antena 3, spune. Antena 3. Bine, domnul primar, eu vă mulțumesc. Nu avea ce să-i spun. El trebuie să înțeleagă cu pierdută alegerile. Cum eu am înțeles în 2012 și exact ce spuneți dumneavoastră, mă duc la alegerile nu se mai contestă, pentru că ați câștigat într-un mod democratic. Nu a fost pe fraudă. Decât că eu am o suspiciune referitor la atâtea persoane, multe. Multe. Bun. Da,
Ideea e că sunt totuși probleme acolo, nu au oamenii. Nu aveți gaze? Aveți gaze acolo? Nu cred că aveți. Nu. Nu aveți gaze. Dar ce s-a întâmplat? De ce nu s-a putut băga gaze? Păi am lucrat și eu la acest proiect. Acum actualul primar lucrează și el. Noi am fost de acord cu tot ce au făcut ei pentru gaz. Mai puțin când ne-au pus să votăm indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de gaze, fără să existe indicatorii tehnico-economici. Adică supune la vot indicatorii tehnico-economici fără ca aceștia să existe. Păi, care sunt? Care sunt cheltuielile noastre? Să știm. Suntem de acord cu absolut orice care dezvoltă localitatea, dar nu să votăm documente care nu există. Am avut și eu un întâlnit, de două ori am fost la Oravița pentru această rețea de gaz. Este un grup GAL din nou constituit la Oravița, pe Valea Carășului, să încercau aducțiune de gaze pe toată zona aceasta până la Oravița. Inclusiv la primărie, la Dulenț, a fost un domn, Afendolis, dacă nu mă șer, de la București, a fost împreună invitat primarul de la Brebu și primarul de la Fârliug și să discutăm despre SF-ul vis-a-vis de gaze. Ei, au venit alegerile, ei se ajută acum cu proiectul domnului primar de la Ezeriș, căruia și noi, cetățenii din Dulenț, îi mulțumim pentru ceea ce a făcut, pentru că probabil datorită dumnealui, dacă o să se ajungă să avem gaz, datorită dânsului o să avem. Așa că să nu se bate cu pumnii pierd că au făcut ei mari lucruri. Cel domnul primar de la Ezeriș, acela a făcut toată munca vis-a-vis de gaz. Iar cu mulți ani în urmă s-a mai încercat odată introducerea de gaze la comuna Dolețu Mare. S-au tras inclusiv țedile pe stradă, stradale, cred că nu știu dacă lumea își mai amintește cu siguranță. Iar cetățenii și-au plătit și racordarea de la, înăuntru de la sobă până afară la contor. Iar acest contor care n-a mai ajuns niciodată, iar acele țevi care au fost montate pe fațada caselor, toate au fost luate de fostul primar. 90% din țevi sunt la ei acasă și au construit ambare, grajduri, tot. Au dat jos țevile de pe casă de la oameni și le-au luat acasă la ei. Gazele mai la vară. Auzi, mai dar după câte am aflat, și s-au furat și scaunele de la... Scaunele de la biserică, cum au făcut? Ia povestește-le și cu scaunele, pentru că mulți locuitori din comună mi-au spus această, nu poveste, o poveste clară, deci n-a fost poveste. Se confirmă foarte bine, sunt scaune de la casa parohială, 20 de scaune care eu le-am găsit în contabilitate la noi și am întrebat și eu unde sunt, pe inventar, să le văd. Și nu are tu nimeni să spună unde sunt. Până la un moment dat mi s-a spus că sunt la părinte. Și am întrebat și eu părintele. Domn părinte, vreau să văd și eu aceste scaune. Păi nu știu despre ce vorba, ce scaune. Păi de 2 ani de zile ai primit niște scaune. S-au cumpărat scaune pentru interiorul bisericii, iar alt model de scaune, 20 pentru casa parohială. Părintele habar n-avea ca să se trezească într-o noapte, ca ajung scaunele cu microbuz la el acasă după 2 ani de zile. Ca să vă imaginați cum se lucra în primăria Dulenț, nu doar la biserică. Inclusiv în primărie, 3 scaune de birou, le-am găsit și eu la fel pe factură, tot la ei acasă, tot după 2 ani de zile au apărut noaptea în Căminul Cultural, scaunele. Și erau acolo, dar nu le-am văzut. În Căminul Cultural, unde se depozita grâu, porumburi și toate astea, sau unde? Exact, se făceau cultura acolo, era cultura. Deci șoferul după microbus, dragi părinți ai copiilor, se zvonește că nu ar avea atestat. Atestat pentru șofer. Acum primarul a spus că el va duce cu mârțoaga copiii la școală, cu microbuzul. Nu este în regulă. Chiar dacă ai tu atestat, tovarășul primar, nu prea poți că nu ești băgat în sistem la autoritatea rutieră română. Iar poliția, dacă te prinde, ar trebui să te tragă la răspundere. Au spus că or să ducă cu mașina, cu limuzina aia care dumneata o spălai atât de mult încât sărea vopsa după ea. Deci îl ascultam. Eu îl apreciez pe acest domn că a fost amabil cu mine pentru că mă cunoștea de la Păltinești, o comună aproape de voi, la 15 km. Eu vreau să fiu prieten și cu el, dar mă mințea exact ca pe bandă. Mă mințea. Există documentele vis-a-vis de spălare acestui mașină. Am avut un contract cu o firmă de la Reșița, o spălam. L-am întrebat despre acel pământ care s-a donat, a trecut din proprietatea UAT în proprietate privată, 4.000 de metri pătrați, să facă o capelă. N-am înțeles de ce. Nici eu nu am înțeles. S-a aprobat majoritar, mi-a spus un consilier că s-a aprobat majoritar cu lăbuțele sus.
ei sunt 5 și noi 4. Da. S-a transferat pământul din proprietate publică în proprietate privată. Cine? Deci capela este de interes public. Cine se ocupă cu lemnele paletizate pe acolo? Să fură sau ce se întâmplă? Sau cum? Nu știu să vă spun despre treaba aceasta. Nu. Oricum Bogdan a primit lemne de la primărie, că așa mi-au spus unii oameni. Despre asta da, știu. I s-au dus lemne acasă. Ah. Excavatorul primăriei, din lemnele cumpărate de primărie, a fost cu șoferul primăriei să taie lemne și să îi se ducă la Bogdan acasă. Adică cel care era în galben, am crezut că e polițist fără mască, mă, ăștia toți trei, nu, dar vicele... Nu acel, era alt șofer înainte care a plecat odată. Aha, aha. Auzi, dar vicele ai văzut, vicele din dreapta ai văzut că a tăcut melc? N-a zis nimic? Da, bun, el este nou acolo, n-am avut el este de acum proaspăt ales, nu știu, săracu, dacă... O să vă luați amendă pe legea 55, vă garantez că vă să luați toți trei amendă, da? Să-l vreau să-l văd pe... Despre fostul șofer care spuneți dumneavoastră că, de fapt, actualul șofer a fost șofer și pe timpul meu. Și făceau mereu propagandă că l-am dat afară. Nu l-am dat afară, dar i-am solicitat să-și ia atestatul, pentru că altfel nu putea să conducă microbuzul școlar. Și mi-au făcut plângere penală, că mereu se duc și fac plângere. Iar acest șofer a făcut plângere penală împotriva mea, că am făcut presiuni să plece. Dar tot el declară la poliție că l-am rugat să mai rămână două săptămâni, că n-aveam cu cine să duc copiii la școală. Și m-au chemat domnul de la poliție și mă întreabă, domnul primar, păi ce scrie asta aici? Și că ai făcut presiuni, dar l-ai și rugat. Păi cum faci presiuni și rugi? El a declarat, n-am declarat eu, ca să-i vedeți cine sunt. Uite ce rămân surprins, că oamenii de acolo din comună și satele arondate nu au curajul, nu au tăria să spună bărbeția. Am găsit câțiva oameni care au fost și la un protest în București, o să vă arătăm. L-am tot întrebat despre case, n-a vrut să-mi spună mai nimic despre case și uite, încerc acum să dăm ceva secvențe cu întrebarea. Dom'le, ce s-a făcut cu casele, m-a zăpăcit, nu mi-a dat absolut nimic. Haideți să urmărim câteva secvențe, vreo 10 minute. Nu locuiesc cu oameni și sunt trecuți că locuiesc? Adică 617, 519, 502, 420, 526, Ion Cristian Dorin, candidat consilier local propus de viceprimar. Aveți viceprimar? Am viceprimar. Și dânsul care a fost viceprimar este, cam și despre dânsul multe. De bine e vorba, îmi place. Da, am și despre dânsul multe. Dacă unde vedea la mine, din domnul... Acolo trebuia să-l țin, lasă-l acolo acum. Da. Deci, domnul primar, eu mă bucur că sunteți transparent. Dacă vedeați la mine, de prima dată, eu vă spuneam... De prima dată am venit la dumneavoastră. Nu, de prima dată vor să vă gândiți să adunați în stânga, de-n dreapta. Nu, eu n-am adunat în stânga și în dreapta. Mie mi s-au trimis multe mesaje, da? Multe. Sunt vreo 300 de mesaje. 300 de mesaje care dumneavoastră spuneți că fostul primar. Cu 300 de mesaje și ce o să mai dea și fostul primar și ce o să-mi dea și dumneavoastră, le dăm la autorități și autoritățile să stabilească ce s-a întâmplat cu acest turism electoral care a apărut în presă. Problema de unde vine cu turismul electoral, ce spuneți, dar trebuie să mă înțelegeți. Da. La noi, la Zorlenț, oamenii pe vremea... Tu era fost pe aici, de parcă ziceai că n-am văzut în viața mea așa ceva. Mă lăsați să vă explic. Da, corect, da, corect, da, ca să nu vă mai rețin. Exact. Da. De la Ceaușescu, da, înainte de 89, oamenii au lucrat majoritatea, 70% au lucrat la Reisa, la uzine, da? Și unde se lucrează, decât acolo, da. Așa, da. S-au închis, s-au terminat. 70% din oameni au apartamente la Reisa. Și-au cumpărat acolo, da. Deci, dar au și casă aici. Au și casă aici. Da. Și oamenii nu și-au schimbat buletinele. Și atunci, la perioada alegerilor, e clar că... N-are cum să nu schimbe cărțile de identitate. Au oameni, verificați-o, iar trebuie am să înțeles. Le puteți, dar spuneți da. Vedeți că nu. 89% erau proprietăți. Cred că e vreo 500-600, din ce să discuta? Ce s-a discutat? Nu, eu, nu. În filmări... Vă spun eu, 326 sau 336 au fost pe lista suplimentară. Și pe alalte? Și pe alalte permanente. Pe permanente, exact. E satul care are definitiv, da, cum am eu, cum are... Deci tatăl dumneavoastră a fost condamnat sau nu a fost? A fost condamnat, un an cu suspendare. Un an cu suspendare, pentru ce? Că n-a trecut la altă așa formațiune politică.
Pe nedrept a fost condamnat. Deci, pe nedrept. Toți pușcăriașii în pușcărie spun chestiile astea că, domne, am fost condamnat pe nedrept. Nu, nu, nu. Pușcăriași, am zis, pușcăriași în pușcărie. Ei spun, domne, am fost condamnat pe nedrept. Acum tatăl meu să spune că a fost condamnat pe nedrept. A avut căi de atac? A avut căi de atac. A făcut la CEDO? Nu. Păi, cum adică, mă condamnă pe nedrept și nu mă duc la CEDO? Nu, la vârsta care o are, a considerat... Care? Ce vârstă are, domnule? Și bătrân? La 60? Pleci la 80 de ani? Cum? Domnule, n-am mai considerat când avea 100 de ani să spui problema că e bătrân, de la 80 de ani e bătrân, până atunci e tânăr. Adică ar trebui să mai candidezi. Să vă audă, să fie sănătos. Uite, dacă dumneata faci un lucru bun și te vor vota oamenii, da? Domnule, du lupta asta să aibă gaze, domnule. Că pică pădurile, dar ce cam să fură lemne pe aici. Nu, să fură. Dar să... aduc lemne pentru ei, oameni bătrâni, oameni neamărâți. Și dacă sunt amărâți, faceți-le viața mai frumoasă. Aici e problema. Aici. Aici. Domnule, aveți ce ales cu fostul primar? Da, foarte bine, criticați-l. Nu știu, o să-l iau și lui punctul de vedere, să-l caut. Că dacă nu ziceați nimica, îmi pierd cu omul ăsta, da? Vreau să-mi pierd, am timp. Am timp de chestiile astea. Și unde îl găsesc el? În Reșiță. Mergem în Reșiță, nu le. Mergem în Reșiță. Dar trebuie întâi să... N-aveți numărul lui de telefon? Din păcate, la nu, lăsați că știți de ce, până ajung eu, că eu sunt pe Caransebeș, până ajung acolo, că îl salutăm pe domnul prefect, fostul domnul avocat, până ajung eu acolo, o să pun întrebări să-mi dea numerele de telefon, că probabil cu unul dintre ei, în grupă care sunt făcuți, au numărul de telefon și să-l contactez pe omul acesta. Domnule, eu spun așa, credeți, dacă ziceți că l-am, eu o să-l contactez, da, și îl găsesc, imediat îl găsesc, pe fost, numărul dumneavoastră l-am, să știți, îl am numărul dumneavoastră. Dar nu m-a sunat, că n-am sunat, că eu nu sunt, că dacă sunam, nu știam ce fel de om sunteți și am găsit un om bun, eu am găsit un om bun, eu n-am găsit un om, mi-ați stat la dispoziție, n-aveați nicio obligație, sunteți transparent, e un lucru bun, este un lucru bun, așa să fiți cu cetățenii și cu toată lumea. Iar dacă... Da. Am să fiu cu toți cetățenii, că, într-adevăr, aproape jumate-jumate, dar vreau să mă spun un lucru. Da. În 2016, tot eu am candidat, când a spus atunci că m-au reținut și un altă, dar să zic că nu m-au reținut. Nu, a fost un pic pentru audieri. Un pic pentru audieri. Dar s-a făcut un tantan foarte mare pe nimic. Mare și am pierdut alegerile. Și vreau să vă spun de ce. Și de ce nu i-ați dat în judecată cei care au făcut în presă? Că, ba da, trebuia pentru că... Hai să vă spun, domnul Gian, în 2016 am pierdut eu alegerile în fața lui postul primar cu 12 voturi. Și am câștigat în 2020 18 voturi. Sunteți tânăr. Asta este. Nu, ideea este când sunteți tânăr și aveți și ați fost ales cu atâtea voturi, înseamnă că ați fost prea puternic. Adică să fii tânăr. Adică știți ce cărcotală în România? Că bă, a fost taxul primar și șantajează pe ăștia cu construcții ilegale și dacă nu-l votez pe fiul meu, atât azi trebuie. Ideile în România, așa să merg. Dar dumneavoastră sunteți mult judecată și atunci analizați seama că a venit după 4 ani, deci tatăl a fost primar, da? 20 de ani, 5 mandate. După aia a fost fostul primar, 4 ani și un pic cu pandemia, am urmărit și câta, da? Da. Așa. Și după aia a venit și l-am bătut eu, seama că a fost mai bun decât el. Păi nu-i normal? Nu e normal, adică, dar v-a strâns mâinile unul cu altul? Păi nu ne-a strâns mâinile, că așa a e... A plecat în relația de jumătate românii creștini. Corect. Românii creștini. Deci, până la urma urmei, pământul ăla de 4.000 de metri a fost trecut din UAT într-o parte privată. Da. Cu bani. La ce vreau? Adică s-a... L-a trecut așa? L-a trecut în proprietate privată să facă o capelă. Da. Și capela, cine o va face? Consiliul local. Da, faceți-o că... O să luați și frigider. Sau aer condiționat. Și autorizație de la DSP, de la Reșița. Acolo, la cei de care favorizează firmele astea neautorizate. Adică DSP Reșița, adică eu pot să zic așa, dragii mei de la DSP Reșița, da? Eu vă acuz de niște chestii care voi nu luați măsuri. Uite, eu acuz DSP Reșița. Păi, DSP aici, de la Caraș. Pentru că ei nu sunt profesioniști. Eu îmi permis să-i acuz pe ei. Ei să mă dea în judecată că eu îi defăimez. Nu îi defăimez. Ei pur și simplu nu aplică legile funerare. Sunt firme funerare care funcționează ilegal. Vă spun că autoritățile funcționează. Cine? Autoritățile? Da. Autoritățile. Funcționează. Da. Apele române. Da, abia aștept să cu apele române. Vreau să vă spun. Da. Dar DSP-ul ăsta aici nu prea funcționează în toată România, DSP-ul. Am primit hârtii ca să ne autorizăm, da. Să facem ce trebuie. Dar v-am spus, sunt trei luni primari, da? Deci DSP-ul ăsta cam calcă în străchin. Și îmi permit ca cetățean să spun că această instituție, da, nu vorbim de toți angajații. La noi, la
Era un director acolo, nu știu dacă s-o fi schimbat, stătea să le gânea pe scaun și îl întreba ce de salariu și astea îmi spunea 200, da, 300 de milioane, 400, el nu avea nicio treabă, era la el acasă. Și altul spunea că mă duc să stresez. Păi o să vin să stresez, mă. A venit chiar. A venit chiar, că eu eram cazat peste drum la el, la doamna Icoana eram. Și de acolo pe geam, îi vedeam cum venea la 9 și pleca la 2. Dai de SP-ul ăsta, doamne, sunt profesioniști. Și venea și o doamnă cu brânză și smântână și le aducea acolo. Le dădea brânză și cu smântână înăuntru, că am filmat-o eu. Ei știu despre ce e vorba, dacă mă cunosc. Domnul primar, eu vă mulțumesc, nu vă mai rețin, am văzut. O să vă vizitez satul comuna. Da. Când a venit primar, în anul 1996 a devenit primarul. Avea posibilitatea, din anul 96 până acum 4 ani să facă gaz. Am avut făcute pentru gaz. Da. În ce sens am avut demersurile? Da. Cu fostul primar de Oesul Odineasă, care a fost la Brebu, de mânuț au mers la București și au pornit... Demersurile de a să face un SRM-ul, o stație, ca să puteți să vă cuplați. Exact. Da. Stația era la Brebu. Haideți să vă spun. Cu firmă de la Resa, domnul Gorobanțu, care așa știu eu, că era mai mic atunci, da. Aveam 15 ani, cât aveam, a început investiția. S-a făcut, deci am avut 5 km de conductă groasă de la Brebu până la Zonența, a fost adusă. Da. Oamenii au avut toate țevile puse în fața căjilor tot, doar asta, contoarele asta și stația. La Vrăjeală. La Vrăjeală. Nu la Vrăjeală, ascultați-mă. Da. Când a mers tata cu fostul primar și cu omul, da? Cu firma și cu proiectant și era acolo la București, la ministru, chiar la domnul ministru... În fine, da, adică studiile, materiale și toate astea... Ministru Berceanu, ministru economiei, atunci sau industriei, dacă greșesc mă corectați. Da. Și când în calcule, datorită că avem puțină populație, datorită lui mai multe lucruri, au spus că nu este rentabilă investiția zonea și s-a pus tăiată toată investiția. Nu era rentabil. Și de ce n-au luptat? Tatăl dumneavoastră și cu asta, doamne, o luam pe jos, mă duceam, îi trigam cu goarna lui ăla acolo. Păi fraților, ne pleacă lumea, domnule. El a spus așa, ne merităm soarta. Dumneavoastră ați văzut când ați spus la dumneavoastră localitate, că aveți 7.000 sau 8.000 de locuitori. Da. Pe unde mă pune localitatea mea cu localitatea mea? Nu era vorba de concurență. Nu era vorba de concurență. Tatăl meu a avut 3-2-2 pe fonduri europene, un proiect de 2.500.000 de euro, apă, canalizare, străzi, care... Proiect eligibil, deci am plătit o grămadă de bani pentru studiu, exact, pentru studiu, pentru toată treaba. Atunci nu a fost finanțabil datorită punctajului, că au venit alții cu punctajul, exact. Pentru comuna Dumitale. Da, deci eu am stat de vorbă cu domnul primar referitor la situația cetățenilor, că nu au, nu știu, chiar apă aveți peste tot, că am înțeles că este apă prin cădere. Da, este foraj, din foraj merge sus în Pargini și apoi prin cădere acoperi tot satul. Vă spuneam că am preluat rețeaua de apă la 46% și a reușit să finalizez. Bineînțeles că nu a fost pe toate străzile trasă apă. A trebuit să vedem proiectul, să-l analizăm și să ducem, iar acum nu cred că există un cetățean care nu poate beneficia de rețeaua de apă stradală. Este în fața casei. De ce lumea bârfea despre acest om? Adică să întreb acest primar dacă, domnule, ești sărac sau ești bogat? Este sărac sau bogat primarul? Mă întrebați pe mine? Da! Sunt un om normal ca toată lumea. Nu! Fostul primar l-am văzut. Pentru că mulți mi-au spus, domnule, cred că nu există un primar mai sărac ca acest om, care a fost 4 ani, corect, nu l-a interesat furtul. Dar eu mă refer la familia care, adică exact ca în Corea, a fost tatăl primar și acum este fiul. Și oamenii spun că au parc de vânătoare de peste 150 de hectare cu 20 de lei, 200 de 2000 de lei pe an. El mi-a spus că nu este adevărat. Parcuri, mult teren. Este foarte adevărat. Are un contract pentru care și acord de recunoaștere al vinovăției. Are 150 și ceva de hectare încheiat între tatăl său și actualul primar, fiul său, cu 2000 de lei pe an. Iar în primii 5 ani, în primii 12 ani, mai plătea o redevență de 500 de lei. Iar acum a rămas la 2000 de lei pe an. Tot contractul cu acel parc de vânătoare, care parc de vânătoare în untul lui a reconstruit o clădire imensă, fără autorizație, acea clădire probabil că a și destinat, a și schimbat destinația parcului de vânătoare, pentru că acolo scrie clar ce are de făcut în parc. Există plantații făcute în parc, există
suprafețe de teren din parcul de vânătoare care se depun la Apia. Sunt o grămadă de lucruri care organele ar avea ce să caute, doar să-și dorească. Uite, umblă un zvon, ia, ale dracu zvonuri, dar numai zvonuri pe acolo, umblă un zvon că ar fi probleme și cu, ia stai, cred că am, ar fi probleme și cu pământul, că am aici o listă referitor la SC, Răzvan, Isfan, SRL, firme din astea, AgroSim Company, dacă le cunoști ceva despre ele, am aici o listă multă. Domnule, dacă nu mi-au dat oamenii ăștia la hârtii, ce se întâmplă cu acele terenuri? Ce știi? Sunt mai multe terenuri, sunt mai multe firme care le dețin prin alte persoane. Păi, ce pot eu să vă spun, că la venirea mea în primărie am constatat că avea declarate la primărie 1000 de oi în plus, fără ca să existe fizic aceste animale. În ședința de Consiliu Local am demonstrat acest lucru, a depus aceste 1000 de oi în plus ca să ia suprafața de teren, de pajiș, ca să poată să depună la pian. Iar în momentul când n-am mai avut ce să spună și a văzut că într-adevăr au mințit și au declarat la primărie 1000 de oi în plus, știți care a fost răspunsul? Păi tu nu te gândești că oi de mele o să fac fete și peste un an, doi o să fac efectivul de animale. Adică al lui oi fata, celălalt cetățenii lucrurile au toate mor. Doar el ne mutește, dar pe viitor și-a luat suprafață ca să aibă. Este normal? Da, nu știu eu dacă eram locuitorul. Are o baltă de pește. Iar acea baltă de pește, o suprafață de teren, este deținută de un proprietar cu titlul de proprietate din 94. În 2012 au făcut alt titlu pe alte persoane pe aceeași suprafață ca să poată să întrejească suprafață. Unde suntem? Aveți un guard? Exact, orice, nu contează. La final de an, când oamenii își depuneau cererile pentru Apia și vedeau că au rămas terenuri nedepuse, toate acele terenuri erau depuse de ei prin contracte de arendă falsă. Toate acele terenuri, tot era depus la fel. Când i-am chemat la primărie cetățenii și am văzut, unii dintre ei și-au omul la contracte, cu alții au început să-și facă. Dar nu știau parte din ei că ei au contract de arendă sau de concesiune cu aceste firme. Asta se întâmplă la primărie atunci. Uite, am găsit o altă chestie să leagă cultura cu guardul, cu paza. Cultura cu legea 333... Pândarul ăsta, paznic ăsta, guard, îi se spune guard. Am mai găsit și pe la Abram o doamnă, ci că e pe acolo, nu știu ce, știi ceva de femeia asta care este și paznic și director de cămin sau ce? Un bronzon. Ce, știi ceva de chestia asta? Că mulți vorbeau aici, uite, îmi vorbește aici. Cum? Este polivalentă, le face pe toate. Eu am avut o altă persoană desemnată care s-a ocupat de căminul cultural, după pe care a mea s-a făcut o dispoziție și s-a dat din nou acestei doamne atribuțiile respective. Bogdan nu este angajatul primăriei, da? Aici scrie, deci aici îmi scrie foarte mult și despre Bogdan. Uite, de exemplu, spunea așa, că după cum vedeți totul merge bine, totul rezolvă primarul nostru și îi place să se laude. Toți ar mânca și ar bea. Cu banii mei cumpăr orice și pe oricine, spunea acest vice, fost vice primar. Da. Nu știu ce să vă spun despre Bogdan. Lumea îl vede acolo în primărie de după plecarea mea, deși nu este angajat abia acum, cred că a avut concursul. Eliberează certificate fiscale, adeverință, bineînțeles că nu resemnează. Nu știu dacă se poate lucra așa într-o instituție, în calculatoarele instituției, persoane care nu sunt angajate, se poate să pornească. Nu. Haideți să-i transmitem, dacă tot se uite la noi. Bogdanele, tată, hai să-ți explic eu ce se întâmplă. Ce faci, matale? Încalci HG585, da, per 2002. Eu o să-ți fac o plângere lui matale, da, la poliție. De ce la poliție? Pentru că mătăluță umblă în calculatoare. Cum te găsim? Păi avem hardul de la DVR-ul ăla. Să nu ne spui cumva că s-a stricat DVR-ul, nea Ionică, da? Pentru că acel vice, exact cum spunea și vicele, spunea și că fostul vice, ăsta mare șef care i s-a făcut post și a spus că cine n-a fost militar, nu va ocupa, și că toți ar mânca și ar bea. Ce să mănânce, mă, ce să bea? Și cu banii mei cumpăr orice și pe oricine. Ce-ai făcut, băi? Cumpăra poliția? Că am văzut că poliția l-ai sunat pe numărul lui de telefon și n-ai sunat la 112 sau n-ai sunat la dispecerat. Ai sunat pe numărul lui de telefon. Tovarășul polițist, atenție, că o să întreb la inspectorat de ce ai fost, matale, chemat pe numărul de apel. Deci, Bogdan, el umblă în calcaliciurile de la calculatoare, da? Și încalcă HG585 lejer.
și îl găsim pe camerele de monitorizare video pentru că ei nu au dosar de evaluare de risc. De ce a fost cercetat fostul primar și condamnat, dragii mei, un primar care a fost condamnat, a fost un primar de atâția ani de zile. Câți ani a fost ăsta primar? Nea Fiorel? 20 de ani. 20. Și țara, și comuna arată medieval, nu aveau șosele, oamenii mi-au spus că dumneata ai turnat asfaltuțul. Ia, hai să facem altceva. Hai să o prezentăm pe doamna Guard. N-am găsit-o pe acolo pentru că a fugit, git. Și să vedem noi acum ce ne mai spune domnul primar. A fost foarte cooperant primarul. Mie mi-a plăcut dânsul și chiar i-am mulțumit și mulțumesc încă o dată. Și nu-l consider dușman. Să vedem cu doamna Guard. Deci este director, da, la cămin, da, dar este și guard sau femeie de serviciu, sau cum se numește. Da. Deci are două funcții. Să unește cultura cu femeia de serviciu. E interesant de treabă. De la fostul primar. Deci am și, fost, și dumneavoastră îmi spuneți că m-a trimis primarul, da? Bun. O să-l caut pe primar. O să vedem cine a fost primar și mă duc și-l caut. Dacă, aici, în comun, că trebuie să-l găsesc. E om al satului, nu sunteți oamenii asta, satului. Asta e problema, că vreau să-l găsesc mai greu. Ok, și o să se întreb, ce s-a făcut PDL 1, PNDL 2, s-a făcut? PDL 1, da, era început de la tatăl meu, de pe la ordonanță. Era început, nu, dar nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut nimic, așa vreau să timp... V-am spus, dacă vreți să discutăm. Dom'le, aveți, aveți apă în comună, da? Nu-i de fostul primar, stați în niște, dar ce spune el că el... Dar aveți vreo firmă care furnizează apa sau e a primăriei? Deocamdată a primăriei. E a primăriei. Citirele, aveți om care citește apa? Da, o să citește cineva. Adică cu apometre omologate și toate astea, buletine de analize, direcția de autorizație de funcționare la buletine de analize avem? Autorizație la ce vă referiți? La apă de funcționare. De la cine? Păi direcțiile care sunt de sănătate publică. Sunt depuse documentele și așteptăm. Ah, deci n-aveți autorizație. În momentul de față nu, dar am depus. Dar prestați serviciile. S-a făcut recepția? Bănuiesc că nu. Sau s-a făcut? Recepția. Cum să-l de fostul primar? Ia uitați, toate la fostul primar. Deci e clar că trebuie să-l întreb pe fostul primar. Dacă vreți, păi, nu-i normal, nu-i normal că trebuie să îndrept, pentru că dumneavoastră sunteți primar acum, adică moștenire, domnule, așa ceva n-am mai văzut. Și la Paltinu, la Păltiniș, că știți cine sunt acum. Da, bun, la Păltiniș, și o să vedeți, o să-i fac plângere pentru ceea ce a comportament a avut și acum o să mă duc la poliție și depun plângere și vă spun, aveți camere aici. Deci mergem cât de sus, să vedeți cât de sus să merge, pentru că obrăznicia acestui angajat nu are ce să caute aici. Și îl plătiți din banii publici să ce? Păi eu cred că omul ăsta bate și cetățenii când vin aici, domnul primar. Ședințele publice le firmați? Le faceți publice? Cum îi anunțați pe cetățeni? Primăria cum anunță cetățenii ca să participe la ședințe? Ședințele sunt publice. Cum? Eu nu anunț oamenii să mă duc să iau de mână din casă în casă, o să le dau da, aveți Facebook. La ședințe să pui de casă. Nu, dar aveți Facebook. Acum 4 ani. Nu, aveți Facebook. Da, am Facebook, dar nu prea anunțați pe Facebook. Astea. Nu prea folosesc ăsta de. Eu vă spun, primarul din Cioran de la mine, da? Da. Voi cu Marin. Eu unul creț. Totul a fost un PSD ăsta cu al lor, da? Da. A făcut ceva. Și el pe pagina lui zice anunță toți cetățenii. El face o audiență pe Facebook. Credeți că ar fi benefic să dați drumul pe telefon să spuneți, domnule, eu un primar cinstit, vreau ședința publică pe Facebook. Dragi cetățeni, nu mai veniți prin ploaie, nu vă mai obosiți. Acum cu COVID-ul ăsta putem să facem de toate. Credeți că ar putea să faceți chestia aceasta? Aș putea, fără nicio problemă, dar posibil să fie și benefic, că m-ați dat cu o idee bună. Și atunci nimeni nu vă mai poate acuza, domnule, fură primarul. Așa, așa, păi, în România așa se merge. Lumea, nu. Domnule primar, parcă suntem trași la Indigo, adică în sutele de primării unde mă duc, domnule, parcă suntem trași la Indigo. Aveți vecine dumneavoastră tot așa, tatăl a avut o problemă, a decedat, cred, a venit fiosul, un cititor de apă, a devenit primar, l-a ales oameni. Dumneavoastră, tatăl dumneavoastră, ați devenit dumneavoastră primar. Cu ce diferență a fost între candidații dumneavoastră? Să nu spuneți că fostul primar a fost rivalul dumneavoastră. Deci, ia că de ce m-ar trimite omul ăsta? Dar 18 vot în față da. De un contracandidat. Fost, da, în fața fostului primar am fost doar doi candidați, dar vreau să fiți altă. Doi candidați. Eu și fostul primar. Fostul primar. O să-l caut, credeți-mă, îl caut. Astăzi îl caut și stau de vorbă cu el. Îi aflu repede numărul de telefon, credeți-mă, îi aflu repede. Nu mai am de fapt, că îl dădeam eu. Dar nu mai am. Sunteți într-o relație de dușmanie cu el? Nu sunt într-o relație de dușmanie. Dar a făcut ceva pe timpul lui? Eu nu văd nimic pe aici.
Eu nu văd nimic. Cum? Ei, nu vedeți. Ce să văd? Că n-aveți gaze? N-aveți canalizare? N-aveți trotuare? N-aveți parcuri? Apropo, câte parcuri pentru copii aveți? O să facem frumos. Domnule, o să facem după 30 de ani, nu s-a făcut nimic. Tatăl dumii tale, timp de 30 de ani, aproape 30 de ani, ce s-a făcut? Nimic. Domnule, apropo, acum... Aveați pe viață, dar dacă ați fi venit acum 25 de ani, nu... Când s-au asfaltat? Abandatul tatălui dumitale, da? Asfaltările pe aici. Vedeți că știți că fostul primar a asfaltat. Fostul primar a asfaltat, da? Bun. Ce a făcut tatăl dumneavoastră? Nu am nimic, cum spuneți dumneavoastră. Domnule, eu nu văd nimic în pământul ăsta, văd evul mediu. Vă pun și o întrebare. Da. Dacă un om n-ar fi făcut ceva, credeți că ar fi stat 5 mandate primar? Așa văd eu cu dumneavoastră, ca om așa. I-a spăcălit. I-am băgălit? Da. Nu cred. Domnule, eu vă făceam plângeri penale în fiecare an. Mi-e dor de tine. Este un film. În fiecare zi mi-e dor de tine. Deci toți primarii... Haideți cu mine până la cămin să vedeți cum arată. Haideți. Haideți. Domnule, dar să nu mai băgați greu în el. Nu mă porumb, greu nu. Domnule primar, eu mă bucur că sunteți transparent, dar... Ține-le. Dar nu este în regulă, băgăle, dar nu este în regulă... Aveți deci dosar de valoare de risc, este inutil să vă întreb. Aici. Nu, mulțumesc, nu. Unde aveți panoul ăla de informații, să citești eu informațiile? Până am putut ați ajunge la formă, cum să poate, pe geamul, de... imediat o să vin. Da, e regulă. O să-ți fac plângere, nu mai chem poliția. Aștept să vină. Dar pentru ce ai chemat poliția omului? Ia zi, stăpân. Că ai intrat și mi-ai spus ce vrei într-o instituție. Și ai spus cine e. Și casa dumitale? E casa dumitale. Că vine, că nu e casa mea, dar te-am întrebat. Și ți-am răspuns. Și ți-am răspuns. N-ai spus nimic. Ai spus mă cheamă nu știu cine. O să te faci de râs cu poliția. Apel nejustificat să-ți dea amendă. Mie? Da, dar cine ești? Dar de ce să-mi dea amendă mie? Pentru că i-ai chemat aiurea. Nu i-a chemat. Sunt slugile dumitale? Ce probleme ai la primărie? Sunt slugile dumitale? Poftim? Sunt slugile dumitale? Dar nu vorbi de slugi, de ce-i faci slugi? Eu am întrebat, sunt slugile? Nu, dar te întreb de ce-i faci slugi? Dumneata confunzi metru cu tonă, întrebarea și afirmație. Nu confund, dumneata confund. Confunzi metru cu tonă. Numai ce vrei, matale. O să te vezi că eu te filmez și o să te vezi. Bine, da? Să-ți vedem cu ce justificare ai până. Să-ți vedem cu ce trebuie mă filmezi, cu stângul, pentru că ești angajat. Da? Și da. Dacă ți-ai dat angajat? Trebuie să ai cu son? Poftim? Să ai o conduită? Nu am, asta e datorită instituției, nu-i treaba comunitare. Poftim? Cum? Nu poftim. Domnule, dumneata cum țip? Nu țip. De ce? Țip. Am vocea mai ridicată. Dumneata nu aveai nici mască. Nu, poftim? De ce ați chemat poliția? Pentru că ați intrat înăuntru și ne-ați spus, l-am întrebat. Facem hapon, dar poliția reșit, da? Da. Păi nu v-am sunat eu. Păi nu m-a sunat. Păi vorbesc cineva cu altă. M-a sunat domnul. Deci, da. De ce v-a sunat? Ce s-a întâmplat? Nu, întrebați-o pe dânsă. Nu, eu. Păi stați acolo cu buletin. Deci, domnule, ce buletin, domnule? Unde te trezești dumneata, domnule, ca polițist? Eu n-am buletin. Cum vă cheamă? Domnule, dumneata trebuie să-mi pui o întrebare, să-mi spuneți cine sunteți. M-am prezentat, agent Hapodra. Așa. Și eu nu am buletin, nici dânsul, nici dumneavoastră, nici dumneavoastră, niciunul. Vă rog frumos să-mi reformulați. Bun, vă rog da. Frumos să prezentați o carte de identitate. Așa, motivul da. Legitimării. Să... Domnule, motivul legitimării. Trebuie să stabiliți identitatea. Dar să stabiliți identitatea, trebuie să-mi spuneți motivul legitimării. În legea dumneavoastră, domnule, eu vă filmez. Și o să aveți o plângere pentru o purtare abuzivă. Sunteți sluga dânsului? În ce se auzi? Vă întreb. Sunteți sluga dânsului? De ce v-a chemat apelul justificat? Întrebați-l pe dânsul, nu pe mine. De ce v-a chemat? Spuneți-mi. Cum vă numiți? Domnule, da. Deci, ai văzut? Ce să văd? Uite, că te favorizează. Pe mine? O să aibă plângere. Agent de poliție. Eu mă numesc Geană. Domnul primar, stați un pic. Domnul Geană Hari Florin. Geană Hari Florin, mă numesc. Dumneavoastră a spus, da? Geană Hari. Bun. V-a dat apel prin SNUAU sau v-a dat pe direct pe telefonul dumitale? No, pe mine m-a sunat. Pe telefonul dumitale. Geană Hari Florin. Domnul primar, ce? Pentru ce a chemat colegul dumneavoastră poliția? Am înțeles. Vedeți că... Domnule, eu am intrat într-o instituție a statului într-un mod civilizat. Da? Domnii nu aveau mască. Vă rog frumos să vă arăt filmările, da? Pe legea 55 să-l sancționați. Un comportament agresiv. Spuneți-mi când sunteți născut. Domnule, eu vă spun, eu mă legitimez, atenție. Vă rog frumos să-mi aduceți la cunoștință pentru ce îmi treceți datele pe carnet, ce am săvârșit.
Domnul meu, cine stau de vorbă. Dumneavoastră, ceea ce spuneți, spuneți o aberație. Ba da, e o aberație. E o aberație, o să-ți fac o plângere pentru purtarea abuzivă de legitimare, s-o să introduce și în SNRI, da? Bine, faceți. Da. Pentru ce mă legitimați? Aduceți-mi la cunoștință. Legitimarea mea. Să-mi stabiliți identitatea? Da, dacă să-mi stabiliți identitatea, trebuie să spuneți, am săvârșit ceva? Nu am săvârșit ceva. Ia o să ce spune. Nu pune, domnule, mâna. Domnule, dați-mi cu ce m-ați contaminat, da? Nu m-am contaminat. Păi legea 55 nu spune nimic pentru dumneata, da? Uite-o, domnule, ia-le, da? Sunteți sluga dânsului? Vă întreb. Adică cum? O întrebare, sunteți sluga dânsului? Poliția, nu sunt sluga nimănui. Domnule, dacă v-a apelat, pentru ce v-a apelat? Mulțumesc. Pentru ce v-a apelat? Pentru ce mă legitimați? Aici e problema. Să văd cine sunteți, domnule. Să vezi? Da. Dumneata? Da. Deci este director, da, la cămin, da, dar este și guard, sau femeie de serviciu, sau cum se numește. Da. Deci are două funcții. Da. Deci omul mă legitima, dar nu știu de ce mă legitima. Adică l-a sunat acest vătaf, că vătaf se numește el, un fost consilier și ce spunea el? Haideți să vă citesc. Îi spunea, deci fostul viceprimar sau viceprimarul îi spunea odată la cineva, că dacă ai vede tu câți bani am eu, tu ai face infarct, bun. Dom'le, cât de bogat este fostul viceprimar? Nu știu. Păi el s-a dă bogat. Nu, cred că e vorba despre fostul primar, spunea viceprimarului. A, fostul primar spunea chestia asta? La ei se văd. Uite ce să scrie aici. Spune așa, că magazinul care primește marfă săptămânal cu microbuzul școlar, există zvonul acesta? Păi asta s-a întâmplat de mult. Exista un magazin în Zorlencior al fostului primar, iar marfa se ducea cu microbuzul școlar. Și vânzătoarea magazinului se numește se numește Cristina Nina și este angajată a primăriei, cumva? A fost angajată, a fost forțată să plece acum și la pensie anticipată. Ha, e cea care, doamna care o stresa lumea să iasă la pensie sau cum? Da. Aha. S-a emis o dispoziție, în acest sens, iar în momentul când doamna s-a hotărât puțin și a spus că nu mai pleacă, dimineața au luat dispoziția, au refăcut-o, așa se fac dispozițiile la Dunăt. Iar referitor la magazin, dacă tot vorbim de magazin de la Zorlencior, care nu mai există acum, există în schimb magazinul de la Zorlenț, vis-a-vis de primărie, poate ați văzut acel spațiu, dacă ați da. Fi pe acolo. Da, da. Și la venirea mea, lângă magazin, este dispensarul comunei, care este alimentat central al dispensarului, alimentat cu lemn de la de primărie. Bineînțeles că magazinul, proprietate privată, primea și el apă caldă și căldură de la centrala dispensarului alimentat de primărie, de lemnele primăriei. Din banii publici. Erau vântați, cum spuneți mea. Uite, haideți să urmărim 40 de secunde o ceartă între oameni. Acolo. Nu știu, cum pot. Ce se întâmpla? Băga oameni în față care nu erau din Zorleni, îi băgau în față, că asta spunea oamenii de acolo. Păi noi nu cunoaștem aceste persoane, dar ați văzut și dumneavoastră ce calitate au și știți cum fac, de fiecare dată ei se descurcă, ei intră în față, ei le iau treabă. Adică nimeni nu-i cunoștea. Așa ceva n-am mai văzut în România, atâția votanți cu armată, cu poliție, cu ofițeri, subofițeri, jandarmerie, adică armată nu, jandarmerie, că jandarmerie e tot armată. Dom'le, de ce au venit jandarmi și poliția? Cine i-a chemat? Ce s-a întâmplat? Explice, nu i-a chemat nimeni. Eu nu știu să-i fi chemat. Eu, în calitate de primar, am organizat alegeri, nu am făcut nicio solicitare în acest sens. Ei au fost acolo de la prima oră. Da, jandarmeria am văzut, regională, cumva, Timiș, cumva, că am văzut că erau jandarmi. Da, erau două mașini, două microbuze cu 50 de persoane de la Timișoara.
Wow, să nu spui că s-a făcut și arestări acolo. Erau cetățeni, erau cetățeni izolenți care vociferau, normal că întrebau cine sunt acei cetățeni care vin la rând, vă rog să-i legitimați, întrebați unde stau, să vedem dacă știu unde stau. Și erau centați cetățeni izolenți că vor fi urcați în dubă dacă mai comentează, să-i lasă în pace, că trebuie să vină să voteze. Poate așa era ordinul de undeva. Dragii mei, zorlăneni sau ce sunteți, da? Sunteți, am văzut un sat frumos, o comună cu potențial turistic. Haideți să vă arăt un lăcaș de cult. Un lăcaș de cult. De fapt, acolo s-a făcut prima dată, s-a făcut nunta fiului primarului sau primarului actual și a făcut nunta acolo? Nu este lăcaș de cult, deși se zice ruga, de fapt. Zilele comunității, zilele comunei se țin acolo, fiind acoperit. Da, este o lucrare care s-a derulat inclusiv plățile pe timpul mandatului meu. A fost un împrumut de 4 miliarde la data când s-a făcut. Da, a fost, cred că, prima nuntă a fiului primarului. A spus și el. Ulterior, acolo se depozita grâu și porumb. Acolo, ani de zile, a stat grâu și porumb. Eu am văzut nisip pe urmă. Eu n-am mai apucat grâu și porumb, am găsit nisip. Era nisip. Da, pe Dumnezeu pe zile. Deci, da, nu putea să mai fie și nici nu cred că o să mai fie vreodată așa ceva, să-și mai permite să mai depoziteze în spațiul aferent căminului cultural grâu și porumb. Sigur, și acelea sunt culturi de altă natură. Uite, curios că oamenii nu au avut curajul să sune, să intre în direct. Eu le-am dat posibilitatea, am dat posibilitatea și primarului să intre în direct. Nu știu de ce, nu a vrut să intre. Eu i-am dat posibilitatea. Dragii mei, haideți să urmărim o filmare cu lăcaș de cult, rugă, cum îi se spune acolo, dar nu știu, am văzut ceva, o investiție cu o scenă, nu știu, nu mi-a plăcut ceea ce am văzut. Cu bani mulți, bani mulți, bani mulți. Dragii mei, haideți să urmărim o secvență de 10 minute, cred. Să ține rugă aici. Eu am intrat într-un lăcaș de cult. Ăsta e pe PNL 1 sau 2? Uite, nouți? Ah, iată. Nisip aici. Eu am crezut că e grâu. Și cum face, de exemplu? Vine... Nisipul a primit de să nu îngheță ca să poți să-l dau cu utilajul. Am înțeles. Și cine dă cu utilajul? Cine poate, dacă trebuie eu, dacă trebuie... Păi nu cine poate, trebuie să fie unul autorizat. Să urci cu atestat. Cum urcă pe utilajul ăsta? Nu sunt atestat pentru toate. Dacă trebuie, mă urci pe ăsta. Dom'le, mă bucur ca primar să urci peste tot. E scris, vedeți că o să... O să-i dați plăcuța aici, o să se puneți alta, că s-a dat, s-a schimbat acum. Acum n-am dat, când am scurt, nu, o citiți legea, e nou-nouț, pe fonduri. Pe cale. Ah, păi asta-i de curând, domnule, 2000, deci nu era tatăl dumitale. Ba da, era tatăl, 2018, nu era tatăl dumitale. Aveți, astea la ce le folosiți? Utilajele? Da. Ei, ăsta le-a primit cadou fostul primar de la... Tatăl dumitale? Nu, de la mine. Eu am fost președinte de asociație cândva. Așa. Asociație găsitori de animale, aluia de la coada vaci și la oi, care venim de jos, la talpa de jos. Aia sunt nu cei mai care stăm la resa și lipim Maximil. Aia sunt cei mai importanți. Ei, vedeți, eu provin din aia. Aia m-au pus pe mine. Nu aia, cum spuneți dumneavoastră, flotanță aia sau roșu care... Să cercetează cu vizele alea. Pula asta a costat vreo 20 și ceva de mii de euro. Și ați făcut-o cadou? Am făcut-o cadou de asociație primăriei, că așa au fost în asociația primăriei? Nu asociația primăriei, asociația crescătorilor de animale. Așa. Și când asociația s-a desfințat... Asociația, sunt mai mulți. Da, eu am fost președintele asociației. Nu dumneata ai făcut-o. Asociația, sunt mai mulți. Haideți să vă spun. S-a hotărât. Sculă asta a costat 20 și ceva de mii de euro. Sculă nouă, nefolosită. Dar nu din banii dumitale. Nu, din banii... Asociația, adică da. Cetățenii. Stai să vă explic. Uitați, da. Fostul primar, nu avem nici măcar grijă, i-au furat și furtunele de la ea. Haideți să-l acuzăm. A furat furtunele? Sau cine? Nu știu dacă a furat el, dar nu am avut grijă de ele, să știți. Nu știu ce înseamnă scula adică, asta. Adică, dacă se întâmplă ceva aici în comună, o să zic, domnule, dumneata, nu ai avut grijă. Corect. Nu, acum, tu nu vezi că nu plouă aici, ce ai? Adică, nu mi se pare nouă, tu n-ai intrat atribuțiunile de serviciu dumneata să păzești. Deci, ce vedeți, aici așa e făcut de tata. De fostul primar. Adică rugă, ani, rugă pentru rugăciuni, ca așa spus. Pentru pomeni. Auziți, nuntă pentru casa mea, pentru familia, pentru mine. Dar este, aveți autorizație de funcționare aici pentru așa ceva? La funcționare, la ce vă referiți? La ce spuneți dumneavoastră? Păi aici se fac evenimentele sale. Păi dacă intră peste 200 de aici, îți trebuie autorizație. De la ISU cred că o vedem. De la ISU? Fostul primar. Nu, de la ISU. Uitați, am luat
90 de comeroane, faci un greu selectiv. Și când le dați? Și când le... Nu, păi dumneavoastră, nu. Domnule, că nu l-ai luat... Primăria de pe vremea mea, pe mandatul meu. Că ați mai fost primar? Nu, de două luni. A, acum? Acum. Păi stați un pic. Nu, deci nu numai dumneata faci. Alți primar, aceeași poveste. Corect. Statul, aliniem, statul ajută primar. Primăriile. Da. Da, dar e acum mai de curând chestiile astea. Deci nu încercați să vă aduceți niște merite. Pentru că sunteți... Cât aveți pe salariu, domnul primar? Exact, nu știu, 4700. Aveți puțin. E zonă săracă. Deci, vă dați seama, a făcut scena în stâlp. Puteați să o dea încolo. Nu, dar bine. Și cât se închiriază sala asta aici? Foarte puțin, 500 de lei se închiriază căminul cu tot cu sală. Pentru o nuntă. Da. Aveți bibliotecă aici? Bibliotecă nu se închiriază. Da, dar sunteți obligați să aveți bibliotecă. Bibliotecar angajat aveți? Nu. N-aveți. A, și doamna director, da, hai să vedem căminul, că stare curând. Și atenție, da. E în cămin, da. Nici măcar un bec nu s-a schimbat de fost schimbat, știți, e făcut tot de... Deci, toată treaba contează dacă se schimbă becurile. Aveți iluminat public pe LED-uri, prin comună? Fostul primar câți ani a fost? 10, 20 de ani câți a fost primarul, omul ăsta? Adică tot îmi spui că e, ăsta e babaul. Câți ani a fost? 10 sau 15? Aproape babaul, nu e bun decât babaul. Aproape babaul. Domnule primar, babaul... Dumneata ai fost primar degeaba? Oh. Ca la țară. Ia uite, nu... Așa e cultural, domnul Deană. Ce ziceți? Ăla care a fost 20 de ani nu a făcut nimic. Haideți să vă aprinzi. Aveți și videoproiectoare? Ha? Videoproiectoare? Da. Domnule, arată bine. Arată? Da. Mulțumesc. Arată bine. Felicitări, vă felicit. Tatălui meu, că a fost primar 20 de ani. Felicitări comunității Consiliului Local. Mulțumesc. Felicitări primarului. Felicitări cetățenilor. Da? De respect. Așa. De acord. Discuția mea, bine, pe mine mă deranjează. Da, domnule, de acord. Reușit, felicitări. Asta da. Este, o binie. Mai arătați în afară de această realizare. Felicitări pentru asta, da? Nu mai arăt. Uitați, dar beneficiază cetățenii aici? Atenție, tot ce vedeți aici s-a făcut pe banul public, nu pe fonduri europene sau pe ceva, că n-am putut să le accesăm. De datorită faptului că n-avem populație, n-am putut să accesăm canalizarea. Da. Toate proiectele care dumneavoastră spuneați și cu gaze vă asociați? Cu gaze ne-am asociat. Sperăm, am și depus pe POIM, vedem. Nu spun nimic deocamdată până când semnez contractul. Când am semnat contractul, domnule, mesaj numărul și vă sun să facem un articol. Nu, oricum mai vin. Eu mai vin să văd, adică să vedem în fiecare an, mi-e dor de tine, așa e un film românesc. Domnule primar, cu cât sunteți transparent, cu atâta sunteți iubiți de toți cetățenii. Sunt transparent tot timpul și om asum greșelile, dacă fac greșelile, asta este, am făcut, vă duc să om. Am zis, dar de ce totuși v-au luat și v-au încătușat? Sau nu v-au încătușat? Nu, vedeți că sunteți informat greșit. Presa. Presa, da, într-adevăr, eram acuzat de una și de alta, da? Și ați demonstrat că nu sunteți și v-a dat drumul imediat, câteva ore v-ați înțeles. Da, nu am fost, atenție că nu am fost reținut. Nu am fost reținut. Am fost pentru la audier, ca și dumneata acum, dacă eu sunt care mi-i bagi de geam, acolo dai declarație. Și pe mine m-a reținut, zicea că mă ține 24 de ani. Dar toalete pe aici, pe unde le aveți? Dragii mei, uitați ce cămin ca lumea. Frumos. Foarte frumos. Au, cum arată un cămin? Da. Nu, arată, e clar, arată bine. Ăla, fost o primar? Nu, fost primăria, cu toții, da. Primăria cu 20 de ani, când data a venit, 24 de ani. Nu arăta așa. Nu că nu arăta așa, stăteau caii și vacile pe coridor. Ia uzi. Unde dumneavoastră a spus, dar stăteau caii și vacile. Deci dacă stăteau caii și vacile, vă dați seama ce gospodar era ăla înainte. De permite așa ceva din banul public să-și bată joc, să-ți aducă animalele alea. Așa au fost, o comunitate mică, o comunitate destul de săracă. Nu contează. Am înțeles. De ei cu ce? Deci cu ce, din ce trăieți? Adică n-a venit numai să schimbă postul. Care e venitul? Bine, aici persoanele cu handicap n-au cum să intre aici. Probabil. Bine, mai sunt niște chestii care... V-a spus, sunt de două luni primar, două luni. Da. Știți că ușile sunt neconforme. De ce? Întrebați pe el, aici. Nu, gata. Adică n-a răspunde o persoană cu handicap. Sute de persoane, de la furculiță, la linguriță, până la tot. Deci pe partea de alimentație, ilegală. Ilegală. Da, ilegală, că da. Adică ce spuneți dumneavoastră, furculițe, când spuneți chestiile astea, spuneți ilegalitățile. Și zice că faptele care le faceți dumneavoastră sunt bune, dar legea spune dar clar. Dar ilegal. Sunt, da. Și când faci mâncare, e ilegal. Când faci mâncărică. Dacă să îmbolnăvesc cu oamenii aici. Nu face, nu fac eu. El vine și nu dau o casă. Aici ai condiții, sistemul de căldură, da? Și aici frigorific. Aici e exact, camera frigorifică. Camera frigorifică. Tot de fostul primar făcută, nu de... Nu de fostul primar. Tata, fostul primar cu consilierii și cu cetățenii. Cetățenii
curge apă, că n-au închis. A, ca să nu înghețe. Să nu înghețe, corect, corect, corect. Corect. Domnice. Acum 20 de ani v-am putut. Ei, de-aia bucătăția, nu e un păcălit. Mă înțelegeți? O făcut ceva. Pentru comunitate. Pentru comunitate, da. Păi, e un lucru bun. Casa parohială e făcută tot de oameni din sat și de primărie. Cum să facă primăria așa, casa parohială? Așa, dar biserica, da, e o firmă. Cu materialele, cu... Acum, da. Câți bani, acum câțiva ani... Câți bani s-o dă la biserici? Da, și anul ăsta, bani la biserici. I-am împărțit egal. Când așa am dat bani, banii s-au folosit probabil la cândva. Și câți bani se dau așa la bisericile astea? Depinde. Noi când am fost consilier și am alocat bani, am împărțit egal. Ați fost consilier? Dar cum? Și câți bani s-a dat la biserici? În plus de 7.000 de lei la fiecare biserică. 7.000 de lei? Da. 2.000? 21.000. Dar ce face biserica pentru comunitate? Că le ia bani la mormântare. Le ia bani la mormântare potii? Păi da, trebuie să-l întrebați pe preot, că dacă primăria ajută cu bani, să-i spuneți, preote, părinte... Nu ia bani la mormântări, pentru că oamenii plătesc fuduri, plătesc dări la biserică... Ce dări să plătească la biserică, domnule, că nu spune așa ceva de dări? Uitați, toate utilajele care le vedeți sunt luate de foști. Nu-i luate de fostul, că n-are, dar n-a scos bani din buzunar dânsul. Ăla, tot de fostul, care l-a luat și l-a ținut acolo 2 ani la moare, a fost la moare acolo, nu a avut treaba lui. Deci de când am venit, dumneavoastră aveți o stare conflictuală cu fostul primar și trebuie să iau și punctul de vedere al lui. Mi-ați dat de muncă, acum trebuie să-l caut pe omul ăsta unde-l găsesc. Aici? Dacă-l știu? Domnule, e imposibil să nu-l găsim. El m-a pus. Aveți vreo dovadă? De exemplu, să zice, uite, m-a pus el. Nu, m-a pus el. A încălcat ceva că omul ăsta m-a pus? Sunteți adeptul criticilor. Dar când sunteți lăudați, uite, căminul ăsta eu pot să spun, da, domnule, e un cămin foarte plăcut. Ei, dar, da? Vedeți că dumneavoastră sunteți un om domnie. Dumneavoastră ați văzut domnule, o lucrare prezint, bună aici. Foarte bună. Spuneți-i și lui fostul că mă întâlniți cu el, bă, am văzut o lucrare bună făcută de ăla care a furat. Sau cum... Nu, cu toții, că nu, dar eu nu pot să spun că furat, că nu mi-a zis nimeni nimic de furat. Eu am venit și v-am spus, domnule, cum s-a întâmplat? Atunci că erau, atunci, pozi enorm, eu în viața mea n-am văzut, am filmări. Să vedeți că a venit jandarmi aici, a venit poliție. Asta este, cu alea să ține rugă aici. Ideea că ceea ce se prezenta acolo, se prezenta doar o stare conflictuală dintre doi primari. Numai că pe cel care l-am cunoscut, fostul primar, nu a vorbit niciodată de rău de noul primar, iar noul primar tot timpul spunea că a făcut ca adres ca ăsta tatălui care acum este condamnat. Este, să zic că mersi că nu a intrat în pușcărie, adică 20 și ceva de ani sau 20 de ani de conducere la primărie. Nu gaze, nu drumuri, nu nimic, 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 nimic medieval. Și nici după 20 de ani, da, cât trebuie să mai așteptăm? Hai să-l vedem acum, că acum o să bagă, să asociază, să bage gaze, da? Ce se întâmplă cu acel... Mi-a plăcut acel cămin. Ce se întâmplă cu acel cămin? Cine l-a făcut? Să vă spun și epopeea acelui cămin. Spuneam adineauri că acolo, în acel spațiu aferent, se depozita grâu și porumb, iar utilajele care le-ați văzut dumneavoastră acolo, mai puțin cernou, pentru că bultul excavatorul cernou este munca depusă de fosta conducere, aș spune, de mine, cu echipa din primărie, ca să putem să-l aducem pe 60.000 de euro fonduri europene prin grupul GAL. Restul utilajelor au fost primite de la Asociația Slovențara de Banat, la care acest primar a fost președinte. Nu vă spune că această asociație a încasat de la APIA pentru toate pășunile din Solenț 550.000 de euro, din care o parte s-au achiziționat aceste utilajele, iar o parte au dispărut. Niciun cetățean, niciun proprietar de animale nu a primit niciun leu din acea sumă. Atenție, niciun leu. Mai mult, au primit și îngrășăminte, azot, pe care le-au vândut cetățenilor în baza asociației. În momentul când n-au mai putut să depună la APIA terenurile primăriei, au donat acele utilaje primăriei pe hârtie, pentru că la primărie au ajuns abia în anul 2016, când am ajuns eu la primărie. Au venit târâși, grăbâiși, vai și amar de ele, toate dispuse, toate lucrate numai la pământurile lor, fără să ajute cetățenii cu nimic. Au lucrat doar pentru ei. Vis-a-vis de acel cămin, arată bine, într-adevăr, căminul, și nu am spus niciodată că nu arată bine, însă nu a fost construit de tatăl său. A fost doar renovat de tatăl său cu foarte mulți bani din banii publici ai primăriei în timpul când atunci funcționa parandărătul. Nu știm ce s-a întâmplat noi acolo. Iar pentru cămin, la ora actuală, există un proiect depus la Compania Națională de Investiții care se află deja introdus în lista Sinteză
un proiect de 40 de miliarde pentru renovare, dotare și modernizare cămin cultural. Pentru că la etaj nu a fost să vedeți ce paragine acolo și cum curge apa înăuntru. Acolo nu s-a putut vedea. Nu a știut. Acum nu am dus. O să avem o sală de conferințe la etaj, jos va fi mobilat cu scaune noi, cu sonorizare nouă, cu altă crese, pentru că acolo se formează foarte mult condens și se întâmplă accidente, mai lunecă cineva mai cade, va fi centrală termică nouă, vor fi aparate de aer condiționat noi. V-am spus, vă repet, proiectul este depus de mine la Compania Națională de Investiții cu rampă pentru persoane de handicap, așa cum cer normele din ziua de astăzi. Aceasta este istoria căminului. Nu știu să vă spun aceste lucruri. Nu cunosc. Nu știu. Există o parte vânătoare, cine vine acolo, nu știu. Scuză-mă, nu, stai, știi ce? Noi vorbeam, dar nu mă auzeam eu. Am uitat calea de sunet. Deci... Nu mă auzeam eu. Mai uit și eu, da, nu s-aude, da. Mai uit și eu butoanele, că sunt singur. Noi ne auzeam amândoi, dar nu auzeau cei care ne ascultau. Deci, repet, fiul primarului spunea că cei de la DNA vin la el. Eu am auzit ce spuneați. Nu știu. Nu, n-am auzit oamenii, că da, uite, noroc că mai uit, mă citesc aici. Da, într-adevăr, acum s-aude. Mi-am tăiat eu calea, dragii mei. Am greșit eu, mai greșesc și eu. La butoane sunt singur. Gândiți-vă că sunt pe 3 mixere, pe 3 camere, trebuie să mă uit și pe hârtii, să fac și fondul, și scrisul, și de toate. Mai, bă, îmi cer iertare. Am dreptul să greșesc, că sunt la mine acasă. Și îmi spunea că, acuzații din astea, că vin ăștia de la DNA, și că se dau dedicații acolo la rugă pentru și pentru unul Mircea. Acum la rugă așa se obișnuiește să dea dedicații cine vrea, pentru cine vrea nu este o problemă, dar despre acest lucru nu cunosc, nu știu să vă spun nimic. Deci așa scrie în manifestul ăsta și toți cetățenii l-au primit. Deci într-adevăr chiar au primit oamenii prin sat documentele astea care le-am și eu, că mi le-a dat un cetățean de acolo. Deci, uite, atâta un teanc mare, de vreo 7 centimetri. Porcoi. Mi-a dat și numărul de telefon al dumitale. Ești un om deosebit. Îți salut familia, îți salut băiatul, îți salut fata. Deci, până la urma urme, căminul, da, nu a fost făcut, nu a fost făcut de către tatăl dânsului. A fost renovat. Renovat. Și de ce spune că a fost făcut? Îmi spun multe, doar că eu le-am mai spus și în primărie să-și dea măștile jos și să fie așa cum sunt, cum îi cunoaștem că sunt. Ei pozează în oameni de calitate, însă părerea mea că nu este așa. Da. Păi, ideea e că... Știu de când a fost făcut căminul și de cine a fost făcut căminul. El a fost renovat. Nu a fost construit de tatăl actualului primar. Păi, el așa spune că l-a renovat tatăl. L-a făcut. Noi spune că l-a renovat, da, e adevărat că l-a renovat, dar nu l-a făcut, nu l-a construit. Mult. Da. Deci cam la cât să investiția va fi? La câți bani? 40 de miliarde. În bani vechi. 40 de miliarde. Oh. 40 de miliarde. Da. Dragii mei, haideți să vă arăt și... o gașcă, nu știu, ceva, să urmărim, să vedem secvențele. Uitați cum vin țiganii! Domnul polițai, afară la rând cu ea, vă rog frumos! La rând! La rând! La rând!
tot. S-o băgat, gata-i. Ce să stea la rând? Dacă numai doamna Ișpan Camelia are voie să filmeze, noi nu, n-avem voie. Ea are voie orice. Toți măimușii ori venit. Orice are voie să facă, că-i... Da, uite, ia-na, filmează, ia-na, filmează, îi dați voie să filmeze. Da, că trebuia distanță, trebuia pice și mă pice. Mâști. Păi. Mâști cam au. Mariana? Ai vorbit cu Simona? Dacă te-ai zis. Adică ce, despre ce era vorba acolo, că nu are voie decât să filmeze cine? Soția noului primar sau ce? Ce s-a întâmplat? Da, era mereu protejată de cei de acolo. Ha, mi-a dat cineva o poză cu o doamnă, a hașurat-o și mi-a spus că este soția primarului, de făcea poze și filma pe acolo. Asta apoi mi l-a dat fotografie, o să dau imaginile, unde și vechiul primar era la rând acolo. Stătea la vot. Bun. Haideți să vedem un film cu turism. Da? O filmare care am făcut-o eu acolo, unde se explică fenomenul, un fenomen care este cercetat, unde fostul vice este cercetat la ani, da? Da. Unde fostul primar cercetat la ani. Da. Unde fostul primar condamnat, definitiv. Unde noul primar a fost și el interogat. Păi știți ce s-a întâmplat în 2016? Așa. A fost reținut atunci cu banii în sacoșe, cu adeverințe în albe liberate de tatăl său, cu cărți de identitate ale persoanei și a fost duși la poliție. S-a cercetat și atunci au fost persoane care au declarat că au primit bani să-și facă viză de flotant, iar un domn procuror de la ora respectivă a soluționat cauza. Dar n-a fost o înțelegere? Cam un document de înțelegere. Păi nu, acela este altceva. Eu vă spun referitor la legea din 2016, când l-au găsit cu bani în clase și cu adeverință în de la primărie și cetățenii au declarat că au primit bani de la el, iar procurorul spune că nu s-a putut dovedi pentru cine a dat banii. A dat banii să-l voteze pe el sau a dat banii să mă voteze pe mine? Ia auziți, în ce lume trăim. Un candidat dă bani să voteze pe celălalt candidat. Și ia că așa au scăpat de data aceea. Sperăm că data asta să se facă dreptate. Păi stai un pic. Și de ce? Pentru că și în material, ni se arată un material aici, că asta s-a întâmplat. Materialul arată cam așa, în presă, da? Și ne arată că... Uite, ne arată că... Uite, noul primar. Ne arată că omul a fost prins cu rața în gură și nu i-a făcut nimeni nimic. Dar unde trăim? În ce țară trăim noi? În România. Și ne ocupă păi tot timpul. Zis că nu s-a putut dovedi pentru cine a dat bani. A dat pentru el sau a dat pentru mine? Ce tare! Ce tare, ce tare, ce tare! Dragii mei, haideți să mai urmărim o secvență cu amabilitatea noului primar. Eu îi mulțumesc pe această cale încă o dată, pentru că a fost amabil, putea să îmi spună, du-te domnule, dar aici cum fac toți primarii din România, dragii mei, toți tinerii, toți cei care aveți coloană vertebrală, nu vă lăsați călcați în picioare de primari, noi primari, vechi primari, cei care au coloană vertebrală sunt transparenți. Dacă un primar spune că este atât de corect, trebuie să pună acum părățele astea de socializare Facebook-ul, nu-i mare lucru să-ți faci un cont al primăriei, da? Prin hotărâre de Consiliu îți rezervi dreptul să zici primăria, cum se numește, și transmiteți cu un trepied și un telefon, transmiteți ședințele de Consiliu, nu mai vin nici cetățenii să vă zăpăcească,
aveți transmisia directă a Consiliului Local. În clipa când voi nu faceți în secolul vitezei tehnologiei secolului 21, nu faceți această metodă rapidă și ieftină, aveți ceva de ascuns și nu sunteți decât ați venit decât la Ciolan. Adică, păi, plătesc, nu contează, vii tot 300 și nu știu câte, câți au fost până la urma urmei. S-a stabilit cam câți au fost votanți în ăștia mutați așa din Timișoara, Iași, Cluj. 500. Deci nu pot să cred că acolo ei au fost, dragii mei. Uitați, un om care a fost, este condamnat, Nea Viorel, un primar după 20 de ani, măi Viorele, măi Nea Viorele, să nu îmi spui tu mie că ai fost un om cinstit atâta timp cât ești condamnat, da? Dacă erai un om cinstit, nu erai condamnat. Ai stat 20 de ani, ei cam păcălit pe ăștia. 20 de ani, cum dracu i-ai dus de nas? Minte, au, da, apropo, s-au dat minte electorale, s-au auzeau acolo că să dau găleți sau să dădeau pe timpul ăsta, înainte. Bun, știu cum se practică aceste lucruri, deoarece mi-au făcut mie plângere că am făcut eu vize de flotant. Ori de la evidența populației se pot scoate oricând imaginile și să se vadă că nu a fost nici măcar o dată acolo, nici eu, nici soția mea, nimeni. În schimb, soția actualului primar și apropiații lui, zi de zi, își făceau viacul acolo. Zi de zi. Nu așa, zi de zi. Ce să vorbim? Favorizat peste tot. Omul mi-a spus... Omul mi-a spus, deci... Na, eu nu... Eu ce să zic despre acest om? Că a fost corect, adică cu mine mi-a explicat. Eu văd aici, deci văd în tot ce a fost în presă, spune că el a fost prins cu mâța în sac, prins cu mâța în sac și nu a avut scăpare. Până la urma urmei, te-a băgat și pe dumneata, că a zis că nu se știe. Ori dumitare a dat. Dar de ce? Nu l-a întrebat pe cetățean. Băi, nea cetățeanule, vezi că dacă minți, mărturia mincinoasă se pedepsește conform legii. Dragii mei cetățeni, dragii mei frați, dragii mei români, nu, nici în primul și al doilea război mondial nu dezertam ca popor să ne ducem să fim slugile lor în Franța, Spania, Germania, să nu uităm Italia, să nu uităm că italienii lucrau la noi în România prin porturile României, din cauza lor, acestor oameni, da? Acestor oameni, da? Primar, uite, nu vorbim de tânăr, că tânăr a fost și el consilier și ridica lăbuța. Motiva proiectelor pentru comunitate. Păi se poate verifica foarte simplu. La mine acasă, la locuința mea, nu există nici măcar o viză de flotant și să se verifice la locuințele lor. V-am spus, din 3-4 locuințe, și la viceprimar, și la administratorul public, și la cele trei ale lor, sunt peste 60 de persoane doar în casele lor. Nu mai vorbim de... Haideți să vă dau un exemplu. A venit un cetățean la mine la primărie și îmi spune ce caută nevastă mea la poliție, cine a dat-o pe... Nu, nora mea la poliție, că ea e femeie cinstită și îmi face de râs că o chemat-o poliția. Păi nu știu despre ce e vorba, de ce îmi spuneți mie? Păi m-o chemat de poliție, probabil și-a făcut vizită de flotant. Și ce, nu are voie? Păi ne-a spus eu, nu are voie, dar nu eu întâlnesc lucrurile acestea. Dar poate ați făcut la mai multe persoane. Păi da, că am mai făcut și la trei vecini, dar sunteți o vechi. Dar nu avem treabă cu asta, foarte bine. Ca ulterior, să aflăm că pe lângă acei vecini mai are încă 4 persoane. Două de la Reștea, două de la Lugoj. Și ei veneau la mine, la primărie, să mă întreb de ce-i caută poliția. Ia uite. Și ei sunt 7 într-o casă, vă dați. Și ne spune că sunt copiilor. De unde? Copiilor. Oameni în vârstă, oameni care îi considerăm oameni serioși. Nu putem să-i considerăm oameni serioși când vin și vin. Uite, am aici, de exemplu, Ișvan Cristian Dorin, candidat consilier local, propus de viceprimar. Păi la... ce-au făcut și aici, au făcut afiș cu candidat de viceprimar, nu există lumea. Da. La numărul 526 există aproape 20 de persoane. Casa asta locuiește cineva acolo? La 520 și... Da, locuiește acest Cristian Ișvan, soția și fiică. Adică trei persoane. Exact. Deci Belea, Ișvan, Ișvan, Maftei, 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 Mihai, Mihai, Miloș, Stanca, Stanca, Voin. Unde locuiesc ăștia în toată casa? Dar ce, ai palatul mare, casa? La mine, da, e mare casa. Casele sunt, au case mari. Unii au case mari, unii mai puțin mari, dar se vine, se caute pe aceste acum, persoane. Haideți să nu, hai să fim clar. Oamenii ăștia au avut, că spune din Reșița, toți din Reșița, ăștia sunt frați, surori, rude, cumnați, cu toți, au avut pe casa lui, s-au îndrăgostit de casa asta. Atunci când... Uitați-vă la fel la 519, unde locuiește stanța în primarul. Uitați-vă la 502, unde este tot locuința lor. La 519,
tatăl primarului și la 617. Deci tatăl primarului mulți. Pe urmă, iară, tot așa la 502. Tot tatăl primarului și acolo, tot alor. Apoi, la... postul viceprimar, la 506, cât avem? La cât? 506, aveți cumva? 506. Stai că parcă am văzut. 506, da? Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 persoane. Da, sunt 4 persoane în casă acolo. Da. Până la 12... Gugea, Magheți și restul? Magheți Nicolae, candidat Consiliul Local. Păi este fostul viceprimar, ăsta e Magheți. Ah, ăsta este cercetat de DNA. Ăsta care se ridica el în unghii. O să te dau pe mâna poliției, mă, să-ți dea sancțiune. Să-ți dea sancțiune, să vedem cât de șmecher ești tu, că așa ai spus, că tu ești șmecher. Păi, auzi? Haideți să vedem cum se practică la noi, ce există la noi în România. Cumnata primarului este candidat consilier local la o comună vecinată. Așa, vine și votează la Dorlești. Vă imaginați asta? Adică un candidat la o altă primărie, la un alt OAT, are viză de flotant și vine și votează la Dorlești. În ce lume trăim? în lumea secolului vitezei. Dragii mei, haideți să mai urmărim o secvență cu amabilitatea primarului, da? Amabilitatea primarului. Să ne mai uităm la ceea ce s-a întâmplat prin comuna medievală pentru mine, pentru că atâta timp când nu ai gaze, nu ai trotuare, nu ai nimic. Ce anume? Cum? Cu această amabilitate păcălește foarte mulți oameni. Nu, n-a reușit să mă păcălească, pentru că nu l-am crezut. Eu m-am dus în comună și satele arondate până să ajung la primărie. Am întrebat oamenii, după ce mi-au dat documentul, da? Și am întrebat și mi-a spus, du-te, domnule, de aici, că nu știu cum a fost votat. Deci nu știu cum a fost votat. Dragii mei, haideți să urmărim o secvență de 10 minute. Am fost... Domnule, dar nu și-a pus întrebarea turismul ăsta electoral, adică aveați liste suplimentare, din liste suplimentare s-a trecut și pe listele alea normale, adică s-au trecut permanent. S-au făcut mutări de... Mergem, nu stăm în ploaie. Da. Da. Vă explic și cu listele suplimentare, să înțelegi din asta. Nu, eu să cer și eu ce să vedem ce s-a întâmplat. S-a clasat dosarul, nu s-a clasat dosarul. Oamenii ăștia după 6 luni de zile nu mai locuiesc aici, pe urmă. Mulți dintre ei, în casa tatălui dumitale, în casa rudelor. Tatăl domnule. De asta vreau să vă spun, dacă vreți să să vă explic exact. Eu vă cer un punct de vedere. Acolo sunt eu proprietar. Stau eu, am domiciliu. Și tatăl dumneavoastră are și Da, eu mai zic mai multe. Iată poliția. Na, ei treabă. Haideți să vedeți cum arată școala. Da. Dar nu putem să intrăm în școală. Păi, școala. Haideți cu mine, că da, e regulă. E regulă. Haideți. Uitați, hai, veniți să vă arăt și altceva. Uitați cum arată mașina lăsată după la fiecare spălare, veniți în coace. Da, ce-i făcea? O zgâria? Și acum o luați acasă sau? Nu o iau acasă, o ia el. Uitați-o cum arată, la fiecare spălătură, când îi dau după toate și ușură visă, care vopseaua? Care vopseaua după ea. Deci tot primarul de vină? Nu, nu mi-e de vină. Păi ce treabă are? Dom'le, vă cam dați cam multe atribuțiuni la primar și când colo aveți pe HG57 la ala, foarte puține atribuțiuni. Că știți că s-a dus în legea administrativă, s-a cam dus. Dar v-a făcut demnitar acum. Parcă ar fi liceu. Păcat că nu mai avem copii. În statul îmbătrânit. Dar ce s-a întâmplat? Dar de ce a plecat lumea pentru de aici? Pentru că așa cum în toată țara, oamenii plecați mulți în străinătate, plecați în... Dar de ce au plecat? Aici ne punem problema. Că nici pe timpul lui Ștefan cel Mare nu dezerta și în primul și al doilea război mondial nu era dezertarea asta așa de mare. Că știți de ce? Trotuare? Ioc. Gaze nu au. Apă, acum nu este ceva care să fie legal. Că n-aveți un furnizor, adică cât e metru cub de apă? Foarte ieftin, să știți. E prin cădere înseamnă, dacă ieftin. Da, e prin cădere. E clar. Că a fost un primar, ăla tatăl meu, care așa, iară. Nu a făcut nimic, înțelegeți? Deci... Uitați cum arată școală. Dar de ce nu le-a mai votat lumea? Sau nu mai vrut să... Da, dar e pe fonduri europene, parcă sau ce? Nu, pe niciun fond european, tot pe banul public. V-am spus că nu ne-am încadrat la fonduri europene. Avem proiecte făcute care nu ne-am încadrat la ele. Sperăm să fie drumul național sau drumul județean? Județean, deci al județului. Păi eu pus poze, fostul primar, vă uitați pe Facebook-ul lui și vedeți că și podul de jos. Cum se numește? Nu știu cum îl cheamă. Am căutat, am găsit, dar nu n-am reținut. Cornel îl cheamă în mașină. Da, am căutat ceva. La zonă jur. Și cu asta, cu ambulanța asta, ce, a inscrisă, pompiere, da, inscrisă. Tatăl meu a dus-o și asta, să știți, pe omenie. Pe respect, a avut omenie. O adus-o de la un olandez, Dumnezeu să o dinească acolo unde e și o donat-o. Dom'le, de când am venit, numai lăudați-l, lăudați.
Păi, da, vreau să spuneți că n-au făcut nimic și i-au mințit pe oameni sau cuiva, da, i-au păcălit. I-a păcălit. Nu e adevărat. Păi dacă n-au gaze? Acum, păi, haideți să vă spun și cu gaze. Haideți să mergem la birou. Dar la mine cum a făcut? Câți locuitori are localitatea? 8.000 aproape. 8.000? Da. Tot respect. Și locuri de muncă, multe. Cu miile. Eu mă pun cu 1.000 de locuitori la mine. Dar locuri de muncă aici sunt? Sunt locuri de muncă, adevărat. Și ne mai pleacă din țară lumea. Ne mai pleacă lumea din țară. Da. E regulă. Da. A venit la prieten. E la prieten. Polițiști. Ei au venit la prieten. Întreabă pe șeful. S-a uitat la hârtile astea, nele? Da. Ține-le și pe astea. A. Deci. Șoferul. Deci exact și ce mesajele. Aveți o dispoziție care probabil că este modificată. Așa. Deci oameni care la 519, 502, hai 526, da. Așa punctual, și după aceea numai cu șoferul. În zvonuri, cât s-a asta furat scaunele din biserică. Asta este zvonul, sau după aceea adevărat, da. Cu șoferul. Domnul Jean. Da. Cu șoferul. În data de 5 ianuarie am avut examen. Așa. S-a ocupat postul de șofer. Așa. Prin anunț, nu da, m-am ocupat da. De treaba. Da, 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 da. Sau cu ce sunt și am... Stai jos, vă rog. Ne lăsa în spate. Da. Și avem, avem șofer, da? Acum, ca să vă explic dumneavoastră, cu toate că nu aveam obligație. Da, corect. Da, 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 am abilitate, așa. Nu. Corect. Putea să, adică să vin cu 544 și să nu, să nu mă băgați în seamă. Nu, m-ați luat și a spus cine duce copiii și eu v-am spus, eu îi duc dacă trebuie. Până acum nu trebuie, pentru că știți bine. Dar nu puteți, nu puteți. De ce? Nu vă permite legea. Ca să duc eu copiii. Da. Dacă am documente corespunzătoare, atestat, tot ce trebuie. Contract. Contract? Permis primarul, care e problema? Nu există. Fac o prestare fără bani. Nu există. Nu există. Nu, am nu. Înțeles. Bun, mă, și mașina unde o țineți? Unde o aveți? Microbuzul? Da. Păi nu l-ați văzut acolo. E aici, în zonă, da? Adică nu e la cineva acasă, e aici, pe stradă. Adică aproape în primul. Nu l-am văzut, de-aia zic. Ieri l-am dus la service pentru că picau ușa de păi de-aia zic, n-aveam unde să-l văd. Ieri l-am dus la service, da, mă scuzați. Aha, că da, 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 la acolo, la locația aia acolo. De la service, de la microbuz. Așa. Trebuie dacă se apucă sau nu. De-aia păi, pune-te rog până mâine, dar oricum trebuie să ne apucăm, că luni avem nevoie de luni, vedem, dăm dasterul ca să aducă copiii și... 5 milioane nu m-am manoperă, au zis că l-au schimbat bujiile, ia mai mult timp, dar atât ai manoperă, doar 5 milioane. Lasă-mă, auzi, spune-i la om, vorbești cu el și spune-i că până mâine, când avem ședință mâine dimineață, la ora 10, îi dăm telefon după ședința de consiliu, discutăm și îi spunem exact, bine? În principiu sper că cât durează până când avem mașina. Păi nu știu că el trebuie să dea locul, nu, nu le-o comandat, cum a zis, până în 10 prețul. Am înțeles. Bun. Cu originale. Vin, se pune de la el în buzunar. Am înțeles. Deci nu s-a plătit? Mâine dimineața la ora 10 te ocupi de treabă și dai telefon după ședința de consiliu. Mersi, să treci. Domnule, se vând lemne tăiate, paletizate pe aici? Care e problema? Și vă spuneți exact, să vând lemne paletizate. Da, nașa mea e la mine acolo la intrare în sat și s-a apucat de o face. Și am putut să o rup, rup oricare om. Nu numai că e nașa. Și Bogdan cică vine lemne. Bogdan nu vinde lemne în sat. Bogdan, cică, am zis, vând lemne. Bogdan ajută cel mai mult oameni din comuna asta. A ajutat și îi ajută, să știți. E amărât, Bogdan. Foarte amărât. Da, știu. Copil sărac fără mamă. Da, știu, știu. Care a fost primar la... executat la data afară. L-a executat? Așa, da. E terorist ăsta? Păi, o să-l caut pe teroristul ăsta care spuneți că aveți, aveți monitorizare, dar astea 5 camere, cam săracă primăria. Am săracă, și da. Așa-ți luat de 20 de ani. Dar de ce nu puneți de 20 de ani? Nu, n-are cum să fie, de vreo ăsta nu-i de 20 de ani sub nicio formă, că e modelul ăsta. Are oricum vreo 7 ani, 8 ani are. Cu 15 buni are, dacă nu 20. Da, da, e modelul vechi. Dar are 4 și ceva. Confirm că e de vreo vechi, de mult. Camerele, unele dintre ele sunt schimbate. Dar de vreo e vechi.
Nu schimba și niciuna, toate sunt totele care vor zic, când nu-i devenim. Bine, nu-s reglate ca lumea, da. Adică aia de acolo de jos ar trebui dată în jos. Bun. Doamne, ce se întâmplă că cu lista asta aici, că sunt multe, de exemplu... Dați-mi la 617. 617, aveți una, două, trei, patru, cinci, șase. Șase persoane. Haideți că vă spun cine. Lațcu. Așa, Lațcu. Două persoane de Lațcu. Da, e cumnata mea. Mârva. Mârva. Da, are buletin la mine. Mureșan. Mureșan. E un om care lucra la mine, nu a făcut buletin, a făcut buletin acum 10 ani. Doi de Savu. Păi da, e soacra mea, e cu mine acolo, haideți să o vedeți. Formă la 519, copii, la 519, tatăl. Acum la 519, eu stau la 67. Domnule, da, 67. La tatăl dumneavoastră, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aoleu. Unde locuiesc oamenii ăștia toți în, acolo? Păi da, ați venit să vedeți în casa. Formă la 502. La 502. La domnul Viorel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Domnule, pentru mine asta miroasă, asta fraudă electorală pentru mine. Și am patru liste. 420, iar, pormă, 526, iar, 1, 2, 3, pormă, 506, iar, domnule, ăștia sunt numai consilieri local, rudele dumneavoastră, neamurile dumneavoastră, tatăl dumneavoastră, dumneavoastră, păi aici, de exemplu, la 607, da? 607. Cine e la 607? Da, spuneți. Tot. 607, domnul Ion, adică dumneavoastră. Nu e adevărat. Poate nu e dumneavoastră. La cât? La 600? 607. Nu știu. Sau la 131? 134. 131, da, știți cine e, vă spun. Nu, 134. La 131 e... Nu știu, n-am 131. Nu vorbim. Cum? Cumnatul fostului primar la 131. Dar n-am 131, uitați-vă pe listă nouă. Am greșit eu, 134. Deci listă pe la 534, câte persoane la 134? La 134, 3. Păi ăia îți care stau în casă, domne. Domnul Jean, hai să stai și de mult treabă. Sunt și case care nu se locuiesc oameni. Nu locuiesc oameni, mulți. Vă duc să vă arăt unde a făcut fostul primar buletine, la casă care nu există. Și aici, de exemplu, și aici sunt... Am fost... Domnule, dar nu și-a pus în... Dar există plângeri penale referitor la asupra dumitale că ai făcut aceste cărți de identitate sau ceva? Ai fost acuzat de așa ceva? Am înțeles că da. Ei mă acuză pe mine, deși nu știu asta unde a fost făcute aceste cărți de identitate. Păi și ce probe, ce dovezi au? Nu știu, o să merg și eu la audiență și să vedem despre ce vorbă. V-am spus la mine că astăzi nu există nici măcar o viză de flotant. Nu am fost acolo nici măcar o dată. Restul sunt iveții de ale lor, pentru că asta este o tactică a lor. Când ei sunt acuzați, acuză și ei ca să vadă cum o mai tărăgânează, cum mai întâmplă, dar până la urmă totul va ieși la iveal. Ia să... Nu există așa ceva. Ia să mai urmărim o secvență de 4 minute, să o urmărim. Rușine să vă fie! 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 Mare rușine! Mare rușine! Nu vă trebuie o lor care v-a făcut! Zarvă Mare la Zorlențu Mare, unde mai multe efective ale forțelor de ordine au fost mobilizate pentru a ține în frâu cele două tabere ale celor doi contracandidați din comuna. Cele două tabere se acuză reciproc de trafic cu flotanți. Sătenii spun că nu vor ca străinii să le decidă soarta comunei. Ca la Zorlenț nu în toată țara. Da, e așa multe lume în Zorlenț. Nu există așa ceva. Păi vedeți și dumneavoastră câtă lume este. Mai încă la ora asta mai 300-400 de persoane de ce afară acolo. Incredibil, numai flotanți. De unde se cunoaștem? De unde se cunoaștem, domnule, dacă numai veniți din alte părți? Din toată țara ați veniți, din și din Hunedoara și din Dolj și din Timiș, de peste tot. Păi, dar de ce au venit? Pentru mită, domnule, au fost mituiți, de aia au venit. Că n-au venit că iubesc comuna Zorlențu Mare, au venit că sunt mituiți. Da. 300 de flotanți. Din afara localității, 300 de flotanți din afara
Da, ăștia ne hotărăsc soarta comunei noastre. Din oamenii care la rând acolo, pe cât îi cunoașteți? Nu cunoaștem nici 10% de acolo cât sunt la rând. Nici măcar 10%. Sunt oameni străini de Zorleni. Întrebați-vă, rog, unde au domiciliu, ce vecini au, să vedeți că se poate dovedi foarte simplu faptul că nu sunt cetățenii comunei Zorlențu Mare. Unde are domiciliu, unde votează? Întrebați-vă cine sunt vecinii. Domnii sunt veniți din Germania, au mașini cu numere de Ilfov, de Târgu Jiu, de Piatra Neamț. Acum câteva zile a fost din nou prins cineva cu mită electorală. În 2016 au făcut același lucru. Forțele de ordine sunt aici, ei vin și se pun la coadă fără niciun fel de jenă. Sunt oameni care stau la coadă de la 7 de azi dimineață. Și ei vin și se bagă înaintea lor și normal că atunci se iscă un scandal. Normal, pentru că nu acceptă nimeni să nu poți să votezi la tine în sat de flotanți. Avem peste 500 de flotanți. Nu există niciunde așa ceva. Cred că doar în orașele mari. Nu există nicio comună cu atâția flotanți. Nu vreau să decidă care au venit flotanți, care nu știu unde-i Zorlențul Mare, care au venit din Germania, din toate părțile. Și noi vă rugăm frumos să vadă toată țara, uitați cât sunt aici, ăștia sunt toți cu flotanți. În județul Caraș-Severin se efectuează cercetări în comuna Zorlențu Mare pentru infracțiuni de lovire și alte violențe, după ce în fața unei secții de votare a izbucnit un conflict spontan între două persoane. De asemenea, a fost primită o sesizare referitoare la faptul că la două secții votanții intră în cabină cu însoțitor cu permisiunea președintelui. Prezența la vot în comuna Zorlențu Mare era la ora 14:30 de 57,97%, iar la Zorlenciori de 96,64%. La Zorlențu Mare au votat pe liste suplimentare 185, iar la Zorlenciori 28 de persoane. Din 561 de persoane care s-au prezentat la urne, 195 au votat pe liste suplimentare. Deci este o tradiție la acolo la voi referitor cu această mutare. I-au apucat pe oameni dorul să se mute toți acolo în comună, că mă mut eu. Care e secretul de să mută oamenii? Ce se întâmplă? Fantomele lucrează. Azi nu știu ce a fost acolo. Cetățeni străini, cei din Zorlenți rugau jandarmi. Luați, domnule, două persoane din suita aia care sunt acolo și întrebați unde stau, unde locuiesc, ne arate casa lor dacă știu. N-avea voie să facă nici asta, erau mereu ținuți la distanță, cum ați văzut, ceilalți erau apărați, trebuiau să meargă să voteze. Da. Incredibil. Mulțumim celor care au filmat un post de televiziune de acolo, mulțumim, o să dăm și cine a filmat. Interesantă treabă cu... De ce atâta interes să vină lume atât ciolan pentru ciolan? Să... Eu nu înțeleg. Eu m-am dus acolo cu gânduri bune să fac treabă pentru comunitate și cred că am demonstrat că se poate face, deși veneam din Leand și nu am făcut administrație până acum și într-un singur mandat, spun eu că am făcut destul de multe lucruri bune. Orice ce ați văzut dumneavoastră și să laudă actualul primar că a făcut taicăsul după 20 de ani, nu de Alexandru Tuma, ci de Ișvan Viorel, eu nu cred că sunt realizări pentru primar care a condus o comunitate 20 de ani. Uite, eu mă uitam că se cară oamenii, până și persoanele cu handicap, să cară oamenii în brațe. Probabil că n-a ajuns urna mobilă și da, spre seară am văzut și eu râsul plâns. A fost o femeie săracă, mai mult moartă decât vie, au adus... Am văzut... Am primit imagini cu așa ceva. Așa a fost. Adică, proteste mereu. Și proteste. Nu, n-am înțeles. Oamenii au protestat și în București. Au fost găsiți cu protestele. Au fost la DNA, la București. Gândiți-vă că s-au dus, nu știu, 30-40 de persoane din localitate să protesteze la DNA, la București.
Sigur că de acolo au fost izgoniți, pentru că așa sunt vremurile. Oare de ce s-au fi dus acești oameni să protesteze până în București, să-și cheltuiască banii, să se obosească, ca să arate și opiniei publice ceea ce s-a întâmplat la Zorlenți? Sperăm ca cineva să fie văzut aceste lucruri și să ia atitudine, să se întâmple ceea ce trebuie să întâmple, să nu se mai repete aceste fapte reprobabile. Păi cine avem aici în spate? Cine este domnul în spate? Fostul primar? Da, da. Fostul primar. Adică interesant personaj. N-a făcut nimic. Nu a făcut nimic. N-am văzut nimic. De ce mi-au arătat oamenii și în documentele ce am primit referitor la activitatea fostului primar și activitatea dumitale, pe timpul dumitale, mandatului dumitale, împreună cu dumneata, cu consiliere și chiar și fiul fostului primar, s-au asfaltat drumurile. Da, am făcut un proiect prin PNDL. Da. Și am asfaltat o parte din străzi. Avem și pe doamna, am înțeles că este reporter de teren, doamna. Filma, fotografia, nu avea, am înțeles că a avut acreditare numai dumneai ei să filmeze. Ca la Aiut. Da, fără limite. Fără limite. Probabil că, da, probabil că era... Ia să vedem noi. Aici avem un ofițer. Când s-a investit, domnul primar, ai fost dumneata acolo când s-a investit? Sigur că da. Ce-a căutat ofițerul? Ce-a căutat doamna și domnul? Nu a fost doar domnul, a fost, cred că, 10-15 polițiști. Uite, mandari. Ne sună... Asta spun și eu. Ce legitimitate are un primar când are nevoie de asemenea forță... Uite, ne sună cineva, să vedem cine e. Bună seara! Bună seara, urmăresc emisiunea dumneavoastră. Așa. Și din păcate eram să fie ceva constructiv, nu doar de un grand. La fostul sau foștii sau etc. Da? Noi suntem o parte din localnici care dorim binele comunei. Nu suntem cu cutărică sau cu cutărică. Vrem, practic, să se facă ceva pentru comună. Dar de ce ați plecat? De ce ați plecat într-o țară străină să munciți? De ce v-ați dus acolo? Ați dus-o prea bine în comună? Dar nu era vorba de comună și lumea, dacă pleacă din comună, nu pleacă din cauza primarilor. Pleacă din cauza tării și conducerile tării care au fost de 30 de ani. Păi nu e legătură cu primarul aici. Deci nu numai primarul, domnul meu. Primarul împreună cu toți consilierii. Pentru că ei hotărăsc soarta urbei. Da, adevărat, ei hotărăsc. Dar la noi acolo, în comună, din păcate, există o foarte, foarte mare prostie. Din ce cauză? Tot timpul să faci bisericute. Dacă el la putere vine la îi pune piedică, dacă el la vine la pune piedică. Și proștii din comună, tot proști rămâne. Adică nu se face nimic pentru noi și altceva. Trebuie de sus schimbat o lege. Pe mine personal nu mă interesează că putărică îi consilier. Nu, domne, puneți-l pe buletinul de vot și eu să... mi-aleg cine să mă conducă sau cine să mă reprezinte ca și consilier. Păi... Nu doar neamul rude, prietenii, șmecherii și învârteli. Domnule, ți s-a părut normal? Ți s-a părut normal sutele alea de oameni care au venit în localitate la dumneata, îi cunoșteai? Oamenii ăia? Ce? Nu. Din păcate n-am putut să ajung la alege, dar nu mi s-a părut corect și timp să precizez. Au fost decât doi contracandidați. Și din punctul meu de vedere, eu nu țin cu nimeni, țin cu dreptatea, din punctul meu de vedere, din ambele părți, consider că s-au adus flotan. Din ambele părți, dacă erau corecți, trebuia în fața locuitorilor din sat să dea mâna, să iese amândoi afară și să zică, domne, uitați cum facem. Noi suntem aici așa, copiii satului, hotărâm. De fapt, de toată lumea, care îl cunoaștem, votează, care nu. Nu să vină din alte părți, că nimeni nu știe din ce parte a venit. Logic. Nimeni nu știe din ce parte a venit și cum a venit. Fără dovezi, nu se știe nimic. Domnul meu, am o listă, tu acolo, pentru că dumneavoastră ați primit listele astea cu manifestele acestea, că am înțeles că toți locuitorii au primit referitor asupra problemelor care sunt. Am o listă unde, în mare parte, rudele primarului actual și
consilierii care în aparat de stat au aceste reședințe în localitatea dumneavoastră. Acum, de curând. Da, nu cunosc. Eu cunosc, am documentul. Am documentul. Atâta, din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, consider un singur lucru. Trebuie să punem mâna la treabă să facem ceva. Pentru comună, dacă... Păi noi facem și alții fură. Ăla a făcut ăla, aia n-a făcut ăla. Domnule, ești de acord cu mine că în mare parte în România primarii, viceprimarii, consilierii sunt ultra bogați, nu toți, ultra bogați. Adevărat, da, în toată România. Bugetari și ultra bogați. Da. Au cercetat, da. Domnul meu, sunt cercetați penal, sunt cercetați, avem documentul, dacă vă uitați pe ecran, am documentul care ei sunt la DNA. Fostul primar știați că este condamnat? Fostul primar. Nu cunosc anumite chestii. Dar ce cunoașteți? Nu, dar ce cunoașteți? Convingeți-mă că sunteți de acolo. Vă întreb, de exemplu, la dumneavoastră în comună. Spuneți-mi și mie postul de poliție. Postul de poliție. Da? Unde este? Postul de poliție unde este? Cum intrat în comună pe stânga, lângă Arteziană. Aha, da. Deci dumneavoastră sunteți din comună sau satele arondate? Exact în comună, acolo am copilărit. Și nu v-a spus familia? Domnule, ne-au nepădit fantomele aici. Fantomele la noi există de mult timp acolo. Deci e o tradiție, înseamnă. E o tradiție. Și singurul lucru care va schimba, sau nu știu cum să mă mai exprim, este, din păcate, să vină cu totul și cu totul altcineva. Din punctul meu de vedere. Am lăsat și mesaj să se vadă cine sunt, să vede cine sunt, că am lăsat mesaj de... susțin aceleași chestii, eu consider că la noi, dacă mai continuă prostia care venim de mulți ani încoa, doar un singur lucru mai schimbă. Un primar care să n-aibă legături cu comuna noastră și să facă ceva, să vină practic la servici. Nu se poate așa ceva. Ce să fac? Numai bisericuți din toate părțile. Ăla are rude și nu m-a mâncătorit. În ambele părți. Nu se poate face așa ceva, domnule, să pui un primar din afara localității urbei și să nu cunoști nimic despre... Parcă nu se face așa, dar cred că asta ar fi singura variantă. Da. Bun, mulțumesc frumos, mai sună cineva. Haideți să vedem despre ce este vorba. Mulțumesc frumos. La revedere. Bună seara, sunteți în direct. Alo? Bună seara. Bună seara. Ileana Veneri e numele meu. Da, dați un pic mai încet sonorul ca să nu intrăm într-o repetiție a sunetului. Da, mă uitam la domnul care vorbește acum în direct. Așa. Și m-a dezamăgit spunând că din ambele părți. Eu personal am mers acasă pe data de 27 septembrie, chiar dacă nu am votat, trăiesc de 30 de ani în Germania. Părinții mei locuiesc acolo, eu sunt moștenitoarea părinților mei, ca să zic așa, dar nu mi-am făcut viză de flotant. La ce număr stați, doamne? Că eu mă uit pe listă și vă spun. Poftim? Nu, am zis o prostie. Nu, vă întrebam la ce număr stați, dar nu mai e nevoie. Nu mai spuneți. Nu spuneți că dau cu pietre în geam ăștia. Și așa au fost amenințări, nu mă feresc să spun, mă cunoaște toată lumea din sat, pentru că chiar dacă am plecat de 30 de ani, vin în fiecare an acasă destul de des. Deja v-au amenințat și poliția ce face? Că poliția am văzut că dă cât cum îi dă, îl sună vicele ăsta, a fost un vice. Tocmai asta vreau să vă spun, persoanele amenințate, am și scris, persoanele care au fost amenințate au mers la poliție și li s-a spus că degeaba depun plângere la poliție, că nu pot fi ajutate să meargă să depună plângere la Reșița. Am fost personal cu ei la demonstrațiile de la prefectură după alegeri și nu s-a întâmplat nimic. Oamenii au mers și la București, dar domnul care... Da, eu vă aud. Doamne, eu vă aud. Eu vă aud. Este o diferență, un delay de 20 de secunde, pentru că mă protejez și eu să nu cumva să-mi latre câinele afară și așa să opresc sunetul. Spuneți. Da, am fost personal la alegeri. Legat de ce a spus domnul Adinea Ori, că ar fi fost corect că au fost flotanți din ambele părți. Nimeni nu știe din câte părți, poate să fie din 100 de părți. Eu am fost personal acolo, da? Și 99% flotanți au fost din partea domnului Ișvan, iar noi am cerut... Da, spuneți că vă aud, doamnă.
Am spus jandarmilor că nu vrem ca flotanții să voteze, egal care, flotanții care nu sunt din sat. Și am fost amenințați cu dosare penale. Cine v-a amenințat? Normal, cine v-a amenințat? Jandarmii ne-au spus că ne fac dosare penale, că încălcăm legea. De ce încălcăm legea? Că am cerut să nu voteze decât oamenii din sat. Păi da, încălcați legea pentru că dacă ei aveau acte, trebuia să voteze. Aveau acte. Da. Aveau acte. Jandarmii au avut dreptate. Pot să vă spun că sunt multe lucruri despre care lumea nu are curajul să vorbească. Ia ziceți. Ziceți ceva care nu are curajul, să vedem dacă le găsim pe lista asta aici, pe pomelnicul acesta care l-am primit. Nefiind eu direct în cauză, persoanele respective sunt acolo și n-au curajul să vorbească. Da, chiar este dacă frică. Au ajuns cu ei și în tribunale. Corect, le este frică. Dar datorită faptului că nu sunt eu direct în cauză, nu pot să le folosesc numele lor. Nu, fără nume. Nu dați nume, fără număr. Da. Da, ce se știe foarte bine că s-a dus carne de vânat, că s-a dus cereale, că s-a dus făină, că s-a dus ulei, că s-a dus... Nu mă întrebați ce nu s-a dus, chiar și după. Au fost și poze și filmări. Doamne, dar ce este, deci, ce este în sala dumneavoastră acolo, doamne, sunt atâtea probleme? În sat la noi, în tot județul Caraș, pot să spun că e o corupție mai mare ca în Caraș, nu cred că există în toată țara. Bineînțeles că toată țara e ca o pânză de păianjen. Adică s-a adus carne de vânătoare la dumneavoastră acolo? Dar de unde? Da. De unde carne de vânătoare? Cine are? Mă-ni din sat. Au fost persoane care li s-au oferit bani chiar când au fost la București. Când au fost filmați, a fost o doamnă, am văzut-o și eu la televizor, care a spus că i s-au oferit din partea domnului Ișoan 100 de euro să nu meargă la vot. Ceva de genul. Inclusiv să nu se meargă la vot au fost dați bani. Și de ce atât? Pentru acest interes? Nu pot să vă spun. Ce pot să vă spun? Pot să vă spun că poate în spatele lor, cu susținere, sponsorizare, sunt persoane care au firme și interese din bani europeni pentru următoarele proiecte, probabil, nu vreau să vorbesc ceva ce nu pot să dovedesc, nu pot să acuz, sunt presupuneri doar, care au interese, mă rog. Se știe prea bine că interesele sau afacerile cu statul sunt cele mai favorabile. Oamenii cereau alegeri corecte. Nu vrem primar ales de străini. Asta spuneau oamenii. Exact. Și noi îl vrem pe domnul Martin Cornea, care este fiul satului, care este capabil, care este competent. Dacă vă uitați la filmările unde s-a depus jurământul, consilierii PNL nici măcar nu au fost capabili să citească jurământul. Deci am ajuns să fim conduși de analfabeți, de incompetenți. Știți ce umblă un zvon că fostul primar, care este condamnat, știați că este condamnat? Da, chiar suntem vecini. Respect pentru faptul că am crescut lângă ei. Personal nu am nimic cu ei. Deci uitați, umblă deci un zvon. Nu am nimic cu ei personal, dar consider că domnul Marius Ișvan nu este persoana competentă pentru a fi primarul Zorlențului. Mhm. Păi, dumnealui a fost prins cu mită electorală aici, ce scrie, dar nu s-a adeverit, pentru că dânsul este primar. De ce a fost acuzat și uitați că este... Dosarul s-a clasat, dar nu se știe nimeni sub ce formă s-a clasat acel dosar. Totuși, iată că omul este la putere, da? Putea să fie contrazis referitor când s-a depus jurământul și nu l-a contrazis nimeni. Iar tatăl dumnealui... condamnat. De ce? A fost prea cinstit. Nu pot să vă spun aici pentru că nu cunosc detalii, deci nu pot să vorbesc ceea ce nu știu. Doamnă, sunt atâtea reportaje făcute în județul ăla cu această comună, de parcă ar fi comuna cu cele mai multe fantome. Deci cele mai multe fantome. Asta este cea mai mare problemă. Deci cel mai bine și cel mai corect ar fi să se reia alegerile și să voteze doar lumea. Da, nu știu, probabil că s-a întrerupt, mulțumim frumos, doamnă, dacă mă mai auziți, dacă nu, eu nu vă mai aud, da, să sperăm că... Bun, ce s-a întâmplat de... oamenii sunt revoltați? Ce s-a întâmplat de oamenii sunt revoltați?
au opiniile, respectăm părerile. Ce se întâmplă? La cei flotanți trei... Mi-a spus că nu... ...care a intervenit prima dată, nu cunoaște. A, uite... Uite... Persoane străine care au locuit la casele lor, clar. Nu deci... au ce flotat la vot la Zorlen. Deci se repetă. La Zorlențul Mare se repetă istoria vizelor de flotant. Înseamnă că au mai fost și în hău-hău. Au fost și în 2016, același lucru s-a întâmplat. Ați văzut și în acel reportaj pe care l-ați prezentat noi astăzi, în 2012, da. Pe timpul la Zorlen s-au întâmplat probleme la rege. Pentru că trebuia să conducă doar această familie. Nu avea voie nimeni să intervine în conducerea primăriei Zorlențul Mare decât această familie. Acolo s-a crezut că este monarhie, moștenim prințul moștenitor, vine în locul regelui. Deci ia uitați la eveniment, la evidența populației, oamenii au fost fotografiați unde stăteau la coadă. Stăteau la coadă să... Ce interes au avut? Au fost plătiți, dar au fost plătiți. Înseamnă că ceva, un interes a fost. Ceva, un interes a fost, altfel nu... Interesul meu a fost să fac treabă pentru comunitate. Nu știu să vă spun interesul celorlalți. Și cum spuneam, niciodată nu o să vin să plătesc pe cineva să vină să voteze pentru mine. Niciodată. Corect. Nici nu am cum și dacă aș putea, nu. Și spuneam, dacă așa merge, eu nu am cum să particip la această competiție. Să vină cei care au bani să cumpere primăria, să scoate la licitație, dacă asta este procedura lor, să liciteze cei mai bogați, o cumpere și apoi să mă, deci au de mult de acolo. Dacă 20 de ani n-au fost în stare să facă un proiect, îi la proiecte nu pot să umpli la bani acolo. Din fondurile proprii le manevrează. Ori eu am înțeles că situația nu se poate face, lucrurile nu se pot face decât prin proiecte și am bătut la ușile ministerului. Ba la Ministerul Dezvoltării, ba la Compania Națională de Investiții, ba la AFIP. Pentru că am înțeles că așa e mersul. Ori atunci când investește Compania Națională de Investiții sau Ministerul Dezvoltării, nu vezi banii uitați nici de ei. Satisfacția mea a fost să văd că se fac drumurile, că se face, urmează să se construiască o sală de sport la Zorlențul Mare. Cred că zilele acestea se va da și ordinul de conducere a lucrării. Este alocat câștigătorul, este gata licitația, o să avem o sală de sport de comună. Tot datorită muncii depuse în acești 4 ani. Da, ce să zic, au trecut 2 ore și 51 de minute și nu mai muncește eu. M-am puturoșit, că sunt un puturos, nu vreau să muncește, înțelegeți? Ăia, polițiștii ăia, să aveau, erau prea activi, ne urmăreau mașina, mașinuța unde am fost eu, că eu nu m-am dus singur acolo, mă urmărește să nu am glăcemia ridicată și să n-am fresoane, au venit ei cu binoclu să se uite, să vadă ce număr este la mașină, ce culoare, dacă s-a spart vreun semaforul, dacă s-a furat vreo baterie, ceva, să vadă dacă are asigurare obligatorie, am avut mă de toate, da? Nelule, ai grijă, așa, da? Și o să le fac plângere. Fii atent, eu o să întreb instituțiile statului să vedem de ce pe acest om l-au denigrat, acești oameni l-au denigrat. A spus că domnule l-a prins cu șpagă în plasă electorală. Vreau să văd, a fost adevărat, să vedem cu anii de ce nea ăsta care era el mare șmecher. Așa să dădea el, mare șmeche. Ia să vedem noi tu, tată, unde ești tu ăla cu cercetat anii. Este și el cercetat anii, am înțeles, da? Da. De ce? Asta, ce a fost cercetat anii? Pentru că a fost cu acel cu armata sau cum? Pentru ce este el cercetat? Nu, cred că dețineau societăți comerciale și erau funcționari de militari, n-aveau voie, nu mai știu. Deci, să înțeleg că domnul primar sau băiatul sau fostul primar mai de mult aveau sau au un teren cu vânătoare, partea vânătoare i-a schimbat destinația, ce se întâmplă? Au fond de vânătoare, au construit acolo un parc, au îngrădit mai mult decât se cuvine. Dar aveți parcuri pentru copilași? Din păcate nu. Am avut proiect de hotărâre și bani alocați. 50.000 pentru 2 parcuri, unul Zorlențul Mare și unul Zorlencior, însă domnii consilieri PLN nu au votat acest proiect de hotărâre. Nu au spus că nu le trebuie, nu avem nevoie. Deci... Dar acum, pun pe planul de investiții
Barne joacă pentru copii cu 100 de mii de lei, același bar, pentru că zona este aceeași, dar dublează suma. Și când le-am spus, am avut proiect, de ce nu l-ați votat? Că era gata barul. Păi ce crezi, că te lăsăm să cheltui banii cum ai vrut tu? Astea sunt discuțiile. Uite, măi! Nici la școală nu a existat centrală termică, școala este frumoasă, arată bine, dar copiii să-ți iau un fum. Nu exista centrală termică, am adus o ofertă pentru centrală termică, am început să țin pe gura mare, că e prețul mare, că nu știu ce. Noroc că a venit unul dintre părinții elevilor de la școală și mi-a recomandat o firmă și mulțumesc pe această cale și am reușit să montăm centrală termică la școală și stau cu copiii în condiții civilizate. Da, s-a implicat acel părinte și au fost deranjat când de ce a venit acea persoană să ne ajute. Păi dar nu e normal să vină să ne ajute pentru copiii noștri. Copilul lui mâine poate pleacă în școală, vin alți copii. De ce să nu aibă toți condiții bune, dacă bună și chiar a ajutat la montarea acestei centrale termice? Foarte bine! De oameni de aceștia avem nevoie. Uite, văd numele de Nicolae, fostul consilier. Uite măi, nea ăsta, cinstitul, ăsta care te ridica în unghii, care poliția te proteja. Eu spuneam ce și vă duceați voi acolo să faceți voi, să-mi înscenați mie ca să mă sancționați. Dar abia vă aștept să mă sancționați polițiștilor. Când vă fac eu plângeri penale, stați liniștiți că am eu timp de voi să vă trimit plângeri. Am înscrisuri foarte multe, da, până secret, cu ordonanțe, cu toate chestiile acestea, le-am primit. O să mai stăm de vorbă că eu mai vin pe acolo, poate îmi pui și dumneata ceva la dispoziție. Nu mă interesează acte oficiale. Ceva din astea, că nu... Ca cetățenii să înțeleagă că un primar, un viceprimar, consilierii, nu sunt stăpâni și sunt slugile noastre, nu. Sunt în interesul nostru. Nu slugi, că nu slugi. Dar sunt plătiți... Să vă dau un exemplu. Da. A fost, în primărie s-a intrat prin infracție. I-au fost vandalizate toate birourile. Nu s-a găsit nici până astăzi. Păi stai un pic, iar primă, când s-a întâmplat asta? În timpul mandatului meu. V-a dat amendă când aveți dosar de evaluare de risc? Când nu aveți dosar de evaluare de risc? Nu este dosar de evaluare de risc. Am solicitat, inclusiv managementul intern, să aducem o firmă să ne facă și consilierii locali nu au votat. Am solicitat apoi, după această acumă de la primărie, să ni se monteze alte camere de supraveghere noi, inclusiv alarmă la caserie. Nu, corect. Au fost de acord. Păi prevede în există o hotărâre de guvern dată de fostul ministru Pușcăriaș Nemernic. 585 ăsta, Năstăsel, a dat o lege, o hotărâre foarte bună pentru și pentru instituții și pentru persoanele juridice. Dacă nu ai alarmă sau nu ai dosarul ăsta de evaluare de risc, cam dai în bară. Ce avem noi aici în spate? Avem imagini tot cu tatăl primarului actual acum, tot la DNA și omul ăsta. Și acum iar e cercetat, iar i-a călcat pe becuri sau pe proiectoare. Ce ar mai trebui în comună să se facă? În comuna și satele arondate, ce ar trebui să se mai facă? Adică ce ar putea să facă un primar acum în 4 ani? Gaze. Crezi că ar putea să bage gaze? Sau ce ar mai putea? Ce ar trebui să mai facă? Chiar ne dorim să dea Dumnezeu să facă. Să facă proiectele pe care eu le-am lăsat acolo. Pentru că ce ați filmat dumneavoastră acolo în spate, se vedeau pline dosare, acele sunt proiecte la care eu am lucrat și le-am făcut. Sunt proiecte depuse. Mai avem restul drumurilor din localitate, toate sunt depuse la Compania Națională de Investiții. Proiecte care au rămas în primărie de făcut. Sala de sport, v-am spus, cred că, nu știu, o săptămână, două, ar trebui să dea ordinul de începere. Căminul cultural, de asemenea. Iluminat cu LED. Există proiect depus la Agenția pe Fondului de Mediu pentru iluminat cu LED. Toate acestea le-am făcut în 4 ani de zile. Am asfaltat o mare parte din străzile din sat. În istoria Zoletului nu a existat asfalt pe străzile din comună până la venirea mea la conducerea primăriei Zoletului Mare. Deci timp de 20 de ani și ceva, câte mandate a fost domnul cu pușcărie? 20 de ani și știți ce au făcut? Au pus la o zgură. Inclusiv acum eu mă certam cu ei ședințele de Consiliul Local că nu mi-au aprobat banii pentru studii de fezabilitate și proiect tehnic pentru asfalt. Spuneau că noi nu dăm banii pe hârtii, noi luăm scură și punem scură. Stai! Atenție! Am mai găsit acest caz lângă Reșița, da? Tot așa cu am dat pe autorități, a pus gură pe toate drumurile și au poluat apa. Da, păi așa trebuie. Dragii mei, să vin la voi iară.
pe drumurile care duc la parcul de vânătoare. Acolo trebuie să fie drumul. Acolo s-a pus cea mai multă zbură, pe drumurile spre parcul de vânătoare. Dar noi suntem învățați cu zbură. De ce să nu beneficieze toți cetățenii comunei de un confort? De ce să nu ne punem o infrastructură la punct și apoi să dăm drumul la... Chemăm și noi investitori, să-i oferim. Dar dacă nu ai apă, nu ai drumuri, nu ai canal, nu ai gaz, cine vine să investească la tine comună? Chiar să-i oferi gratis spațiu și teren. Vino, fă ceva și dă-te lucruri la oameni aici. Ori ei se opuneau mereu, mereu să nu dezvoltăm zona ca să nu se vadă că ai făcut ceva. Uite, am întrebat... Nu o să faci nimic. Am întrebat... Nu o să faci nimic, îți arătăm că nu faci nimic. Am întrebat dacă... Am întrebat dacă face... auditul. Și mi-a spus că nu face auditul. De ce nu faci, dragă, auditul? Nu, de ce nu faci, dragă, domnule primar, auditul? Cumva a ieșit prea bine? Sau mai trebuia să mai da primăria bani? Sau care este scopul? După alegeri, făceau mereu zâmbe prin comune că o să aducă ei auditul și o să mă bage pe mine la pușcărie. Chiar îmi doresc să aduc auditul. Se vede ce nu, nu. A spus că nu l-aduce, pentru că e în regulă. Să vină, pentru că n-am avut bani, am avut datorii la primărie și am solicitat la Curtea de Conturi să vină control, să verifice, pentru că mie nu mi-a predat nimeni absolut nimic. Nu a existat procesul verbal de predare primire, am primit cheia mașinii de la femeia de servici. Iar Curtea de Conturi, sigur, când din lipsă de personal, a venit la 3 ani. Din urmă n-a controlat nimic, a controlat tot ce... Eu văd în comune acolo și satele arondate, văd că noi toți cetățenii din România ne facem vinovați, că dăm gir oamenilor care îi plătim să ne facă o viață mai bună. În Constituția României spune destul de clar că instituțiile statului prin angajați sunt obligați să ne ofere un trai decent. În Constituția României spune clar că orice cetățean are dreptul să facă petiții. Să facă plângeri, articolul 31 și 51. Nu o să-mi spună mie un fost, un primar și toți ăștia care sunt, nu citesc Constituția și au și tu pe... Păi marți vă găsiți cu mine, mă, pe nouă în instanță, da? Să-mi spună că, domnule, ne-a pus întrebări de interes public și nu le dăm că nu-i de acolo, de la noi, de în Ciorani. Nu-i nicio problemă și la voi acum. Fii atent, să vezi câte întrebări le pun. Păi să mă așteptați că vă pun, știți câte întrebări? Păi vă pun vreo 300, da? Am timp la dispoziție vreo 6 luni de zile să vă pun la 300 de întrebări. Și vă încurc, pentru că noi dacă ne exprimeștem greșit, da? O să vedeți voi că nu este chiar așa și o să aflăm chiar și prin instanțele de judecată. Adică mergem că avem timp de voi. S-a întâmplat vreodată să aveți probleme cu cetățeni să vă facă, că așa se consideră problematici. Noi suntem oile negre ca și dumneata, că a spus că ești oaia neagră. Să facă cetățenii petiții să se revolte sau să facă solicitări de interes public. Ați avut vreodată chestia aceasta, impulsul cetățenilor? Nu. Au fost doar revoltele acelea vis-a-vis de vize de flotan. Dar ce se întâmplă cu poporul acesta, unde noi eram cu sabia în mână, unde eram un popor luptător, acum suntem un popor creștin și jignitor, adică ne jignim pe rețelele de socializare și nu ne mai revoltăm și spunem decât că-i de vină primarul, că-i de vină consilierii. Nu! Ăștia își bat joc de noi, adică toți v-ați făcut vinovați în aparatul de stat, pentru că ai contribuit și dumneata, chiar el spunea că ai făcut ceva, el spunea, recunoștea. Decât că a spus că, domnule, s-a furat furtunele, că dumneata trebuia să stai cu pușcociu, că s-a furat furtunele. Păi băi nene, vezi că dacă sfură... Nu eu care nu știu despre ce... I-am spus, vezi băi nene, că dacă sfură piatra aia de-n față de la cămin unde nu ai rampă pentru persoanele cu handicap, mi-a arătat sobele alea acolo că se fac mâncăruri din astea de tradiționale. I-am spus, băi nene, vezi ce faci cu DSP-ul ăsta și cu DSV-ul ăsta, că nu prea e în regulă. Cam asta este. Cetățenii nu prea acționează. Eu totdeauna am anunțat atunci când avem ședință de Consiliu Local, chiar am invitat și am rugat cetățenii să participe la ședință de Consiliu Local, să vadă și ei ce înseamnă. Ori doar atunci când a fost cuțitul la os și am văzut că se resping proiecte pentru interesul comunității, au venit o parte din ei. Dar probabil din comoditate, de frică, cine știe. Am organizat ședințe chiar în căminul cultural, frecvent, să vină cât mai multă lume. Nu avem de ascuns nimic, suntem deschiși, discutăm. Să discută despre intruși. Ce intruși ar putea să fie în primărie? Uite, spune cineva de aici, David Daniel, intruși. Tot creștini, tot cetățeni români, ce fel de intruși sunt acolo, domnule, în primărie? Nu cunosc, nu știu să vă spun. Da, nu cunoaștem. Ce să zic, îți mulțumesc frumos pentru această seară că am fost alături.
împreună și mulțumesc cetățenilor din comuna voastră, pentru că am văzut o comună și un sat cu potențial turistic. Crezi că se poate face turism acolo, la voi? Siguranță, dacă ne implicăm, da. Ar trebui cetățenii, ar trebui tinerii să se implice, pentru că am văzut că aveți un grup foarte frumos, Zorlințerii, da? Un grup foarte frumos cu administratori care am văzut că au etică, nu discută cu cei care înjură și toate astea i-a eliminat din start. Noi ne-am învățat să înjurăm. Ei n-au citit că pe pagina mea există pamflet sus și ne exprimeștem și noi cum putem și noi să facem aici, că dacă munceștem până noaptea târziu, dar nu munceștem noi, că noi acum stăm și ne distrăm 3 ore și 4 minute și exact cum spunea și maestrul Tudor Gheorghe, ne spunea că suntem un popor creștin, popor ingrat și ne merităm soarta, nu avem ce să facem. Asta este. Da, dragii mei, în această seară am avut un prieten, eu așa spun că m-am împrietenit cu fostul primar, poate și cu noul primar, poate și cu noul primar, dacă mă vrea. Și ia să vedem noi dacă da, dacă putem să-l dăm pe Tudor Gheorghe, să vedem încă o dată. Eu vreau să rămânem prieteni. Îți mulțumesc frumos pentru că ne-am cunoscut imediat după ce am plecat de acolo pe drum. Am primit numărul de telefon al dumitale. Foarte repede mă împrietenesc cu oamenii care, nu știu, m-ai convins că ești un om cu coloană vertebrală. Să știi că și eu am primar aici în comună, da? Și duc lupte crâncene cu el. Niciodată nu m-am certat cu el. Niciodată. Omul este atât de atractiv încât el face audiențele pe Facebook. Sau îi scrie în privat. De ce m-aș duce eu de tâmpit să mă duc la o primărie să alerg 3 km sau 300-500 de km când primarul, prin corespondența electronică secolul 21, secolul vitezii, îmi dă o informație care nu mai stau să mă lupt. Te-ai luptat vreodată în instanțe pe contencios administrativ ca, în calitate de președinte, adică de primar al comunei vreodată? Ai avut vreodată problemele acestea? Nu. Ce părere ai despre primare care nu vor să dea o informație de interes public? Care, uite, pe pagina voastră de internet nu găsim nicio informație publică pe pagina voastră. Da, din păcate am văzut și eu, am solicitat și eu la ședințele de Consiliul Local procesele verbale de ședință, mi s-a spus că le vom vedea pe pagina din internet, apoi s-a motivat faptul că se lucrează în doar 3 oameni și nu au timp să le pună. De ce se lucrează între oameni, nu cred că este problema noastră. Nu, le facem plângeri, o să se aștepte, cu plângeri, pentru că acolo în primărie, eu am văzut personal, se încalcă foarte multe legi. Iar dacă cei cum bârfesc, repet, bârfe, spun toți oamenii din comună și satele arondate, spun că acest primar, fost primar, că are relații puternice, domnule, bârfă, că e o bârfă, că are relații puternice. Da. Nu știm. Păcate, asta se întâmplă. Da, probabil că asta se întâmplă. Ce să zic, mulțumesc frumos pentru amabilitate și ne mai vedem. Vă bucur că v-ai cunoscut oricând. Crede-mă că te aștept la Cioran, oricând, ai o familie minunată. Mulțumesc. Multă sănătate familiei, tânărului care am stat de vorbă cu el și este un băiat extraordinar. Decât atât ar trebui să știe cetățenii că diferența dintre noi și dumneata ar trebui ca noi să ne închinăm în fața dumitale, să facem o plecăciune în fața dumitale și a soției dumitale și a copiilor dumitale. Eu așa văd, cei care nu cunosc situația dumitale, cât de mult lupți în fiecare zi, exact ca în filmele cinematografice, în fiecare zi mi-e dor de tine. Îți mulțumesc frumos! Noi considerăm că asta este viața noastră, este viața normală, nu suntem cu nimic mai presus față de tot respectul nimeni din partea mea, nu știu, eu așa te văd. Multă sănătate! Multă sănătate! Dragii mei, am avut un prieten bun, acum pot să-l consider că mi-este prieten bun, un fost primar, mulți l-au lăudat, foarte mulți l-au lăudat, nu este vorba de asta, dar ce să spunem, exact cum spune Tudor Gheorghe în melodia
dumnealui, să-l ascultăm, toate cele bune și o seară plăcută. Nu uitați, da, nu uitați, dragii mei, puneți mâna și faceți plângeri, nu, faceți plângeri la autorități, pentru că autoritățile statului lucrează, ca, nu ca Dinescu, puneți mâna și orice nemulțumire, faceți plângeri și petiții, plângeri, petiții, plângeri penale, trageți-i la răspundere. De ce? Pentru că sunt plătiți să răspundă. Iar dacă nu răspund, atunci ești bat joc de noi. Și cereți-le informații de interes public. Toate cele bune și exact cum spunea, exact cum spunea și Goma, spunea că dacă voi vă dați la mine, am să vă neuit. Dragă fostule primar și dragă primarule actual, eu vă mulțumesc pentru plăcerea asta de a sta de vorbă cu mine și vă aștept cu mare drag la Cioran. Toate cele bune, o seară plăcută!